stimați invitați, membrii ai familiei Codru, dragi colegi. Astăzi, în ajunul luminoaselor sărbători de Paști, ne-am adunat să ne amintim de acel care a fost autor Codru, poet, scenarist, regizor, care la 1 mai anul acesta a împlinit 85 de ani. Cel care ne-a lăsat o bogată moștenire, opera artistică, înglobat în poezii, poeme, filme, spectacole. Evenimentul de astăzi, masa rotundă omageală, este organizată de Institutul Patrimoniu Cultural, un parteneriat cu Biblioteca de Arte în Domnul Ghezi. Pentru a putea deja începe manifestarea, rugăm un cuvânt de salut din partea directorului Institutului Patrimoniu Cultural, domnul Victor Vilaș, domnul Capitan. Vă rog. Da, vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, bună dimineața. Salut prezența fizică, special de la distanță, a participanților la manifestarea de astăzi dedicată poetului, eseistului, traducătorului, regizorului și scenaristului de film Anatol Codru. Anatol Codru, născut în Transnistria, în satul Moldovata Nou, din regionul Dubăsar, se formează mai întâi la Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova, urmând mai apoi studii la cursurile superioare de regie din Moscova. Așadar, literele și filmul au fost cele două mari domenii pe care în care domnia sa s-a afirmat plenar. Ca poet, debutează în 1962 cu volumul de versuri Nopți albastre, activitate literară urmată de publicarea în perioada 1967-1998 a 6 volume de versuri. Îndărâtnicia pietrei, feciorii, portret în piatră, piatra de citire, mitul personal, volta cuvântului. În total, Anatol Codru are trecut în palmares 17 cărți de poezie. Vocația în cinematografie a fost valorificată în filmul de non-ficțiune, semnând regia și scenariile a 33 de pelicule documentare și a 2 spectacole. De succes deosebit s-au bucurat documentarele dedicate vieții marilor personalități, precum scriitorii Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Ion Creangă, Nicolae Costencu, savantul enciclopedist Dimitrie Cantemir, sculptorul Alexandru Pămădeală, arhitectul Șiusef și alții. În Fondul Național Cinematografic Reprezentativ au intrat filmele documentarele maestru. Se cuvin a fi menționate peliculele Trânta, Balada prietenului meu, Letopisețul destinului nostru, Biografia cântecului, Neam de pietrari, Codri, Dinastii de muzicieni, Sunt acuzați martorii, Din îndemnul talentului și altele, valoarea cărora a fost recunoscută la numeroase festivaluri de filme desfășurate în țară și în străinătate. Prin scrisul criticii de la noi, opinează Mihai Cimpoi, poezia lui Anatol Codru își arată mereu niște ascuțișuri fiziologice. Piatra reprezintă simbolul central al acesteia, este expresia timpului însuși al stratificărilor adânci temporale. Creația sa poetică, susține Ion Ciucanu, a avut și are o contribuție considerabilă la procesul de intelectualizare a liricii, de depășire fermă a versificației facile și simpliste, prin cultivare perseverentă, programatică a unui metaforism dens și original, poetul încadrându-se organic alături de Liviu Damian, Victor Teleucă și Ion Vătămanu, în orientarea numită de Mihai Dolgan, metaforică modernă. În mod special, aș vrea să menționez faptul că poezia lui Anatol Codru a avut ecouri și în lumea muzicii. Bună oară! Pe versurile lui Anatol Codru, compozitorul Vlad Burlea pune în partitură 4 lucrări de anvergură, corurile a capela și va fi atât de simplu, plugul e ca pasărea, pietrarii, cucule. Încă o latură a talentului omageatului de azi. Anatol Codru este autorul concepției medalii Grigore Vieră. Distincție oferită... Închideți-vă microfonul. Anatol Codru este autorul concepției medalii Grigore Vieră. Distincție oferită odată de lui la 2 ani cercetătorilor de Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate științifice de valoare obținute în domeniul literaturii.
Meritele culturale ale lui Anatol Codru au fost apreciate cu mai multe distincții în țară și peste hotarele ei. Menționez în acest titlu de maestru în arte, premiul Tineretului și premiul de stat al Republicii Moldova, medalia Mihail Eminescu, România, Ordinul Republicii, membru de onoare al Academiei Internaționale de Film din Federația Rusă, membru de onoare al Academiei de Științe Moldovei și alte. Văzut în perspectiva creației sale, omul de cultură Anatol Codru, prin talentul și calitățile umane de excepție, a lăsat posterității nu doar o importantă operă artistică, ci și o operă spirituală de mare valoare. Obiectivul evenimentului organizat de secția Arte Audiovizuale, fapt pentru care vreau să le mulțumesc în mod deosebit organizatorilor, este de a ne aminti de Anatol Codru, de a-i pune în valoare opera poetică și cinematografică, lucru pe care sunt convins îl veți face cu toată competența dumneavoastră, cel prezent la această întâlnire. Vă invit la un dialog al identității noastre naționale, pe care a exprimat-o în creația sa cu har și dăruire, Anatol Codru. Urez participantelor manifestarea de azi, succes de plin! Vă mulțumim foarte mult, domnule Trăbilas, și vreau să vă rog pe toți să fie atenți cu microfoanele atunci când se vorbește. Închideți. Bună dimineața, doamna Provedeală. Vă rog, închideți microfonul. Da, vă rog, închideți microfonul. Deci, cu cuvânt de salut, îl invităm pe domnul Marta de Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Bună dimineața, sau bună ziua deja. Țin să salut din toată inima conferința de azi, care are drept scop omagierea lui Anatol Ciocanu, lui Anatol Codru, unul dintre poeții și cineaștii de excepție. Figură reprezentativă sub mai multe aspecte a generației șaizeciste. Judecând nu doar în perimetrul basarabean, ci în context general românesc, având în vedere atât opera poetică, cât și cele peste 30 de filme documentare de o expresivitate metaforică deosebită, putem afirma cu toată certitudinea că în persoana lui Anatol Codru, Transnistria și Basarabia au dat culturii române pe unul dintre cei mai mari poeți și cineaști contemporani. Începând cu volumul de debut, Nopți albastre, continuând cu celelalte volume pe care le-a nominalizat aici domnul director și terminând cu ultimele volume, Antume, Ruperea din neființă, Întâmplarea mirerii, Anatol Codru a reușit să impună în lirica noastră o mitologie lirică personală. Explorând spațiul autohton, Anatol Codru s-a impus ca un poet de o profundă modernitate structurală, ca un spirit metaforic inovator. Piatra, simbolul central în creația sa, este expresia timpului însuși, a stratificărilor adânci temporale. Trebuie să menționăm că Anatol Codru, în anii de renaștere națională, s-a aflat în primele rânduri ale militanților pentru refacerea conștiinței civice și naționale, pentru afirmarea valorilor perene ale limbii, culturii și istoriei românilor moldoveni. Ne amintim că, la un moment dat, a făcut și greva foamei în spațiul televiziunii. Omagiem, așadar, azi, o voce lirică excepțională și, în același timp, un regizor și scenarist de prin ordin în ierarhia poeticii și cinematografiei contemporane. O personalitate cu un flux energetic și creator de sorginte aleasă. Să avem o zi frumoasă, să reușim, prin conferința de azi, la care participă critici și exegeți literari de marcă, academicieni, între care se numără și prietenii ai poetului, domnul Olărescu, care este aici de față, și toți ceilalți dumneavoastră, să readucem în actualitate opera și efigia creatoare a lui Anatol Codru. Acum, îmi cer îngăduința pentru a nu apărea a doua oară în fața dumneavoastră, să adaug câteva gânduri, câteva idei,
pe care urma să le rostesc la capitolul O magie. Foarte pe scurt. Cum spuneam, Anatol Codru face parte din categoria poeților care au avut un mod personal, un mit personal, deci în poezia noastră. El a reușit, cum puțini au reușit să o facă la noi, să toarne substanța spiritului autohton în forme lirice moderne, într-un limbaj metaforic evoluat, radicalizat. Și lucrul acesta s-a întâmplat încă din perioada debutului. A scrie în Basarabia de ieri, în Republica Moldova de ieri, prin anii 60 ai secolului trecut, versuri ca acestea. Iată, citesc câteva decupări din poemele lui. Țineam să te strig dintr-o plantă atunci. Sau piciorul descalță, butucul de gală. Sau am dans de piatră și am ritm de piatră și melodia îmi curge cărămizi. O pasăre lume din piatră brâncuș. Sau vom înnoda la cară iris de vânt sălbatic. Sau greu e, Doamne, raiul doi, sapă în mine, dau de noi. Sau eu nici când nu scriu cuvinte, eu gândesc aceste pietre și altele și altele, atâtea și atâtea versuri ce pot fi aduse aici ca exemplu. Deci a scrie în felul acesta, radical, cu totul deosebit în acel context, echivala cu o erezie în plan poetic, dacă vreți. Și indica o energică și hotărâtă desprindere de contingent. Și în aceeași măsură atesta un spirit inovator deschis către alte structuri și orizonturi decât cele cunoscute și explorate în mod tradițional în acea epocă. Se știe că Anatol Codru e un mare cavaler al metaforei. El se identifică cu o metaforă. Metafora sa emblematică, devenită simbol, rămâne a fi piatra. O metaforă a stratificării temporale, însemnând însemnul heraldic al originii noastre dacolatine. Dar țin să subliniez că metafora din poezia lui Anatol Codru nu este una superficială. Ghirlandele de roze stilistice nu sunt decorative de artizanat, ci conțin sensuri și semnificații comunicante. Dinamită fragilă, ca să parafrazăm unul din versurile sale. Aceste sensuri și conotații se hrănesc din realitatea cotidiană sau din cea a istoriei noastre. Nunta ancestrală, osul, sarea, ionii, mariile, clopotul, calul, țara, tragerea pe roată, răstignirea, lacrima, etc., etc., etc. Ce iarbă înaltă, să nu mai tăiați, să trecem cu luntrea, că ajungem la mare, ce iarbă înaltă, au fost îngropați străbunii noștri cu bărbile afară. Albastru tragic din icoane, mucenicii de icoane și aceste clopote de atunci în parioni, vuind pe cruci, învârtoșind în alifii genunchii noștri cei din tâi pe ruguri, parcă-și răzbun genunchii, alți genunchi străbuni. Există, după cum se poate vedea și din aceste exemple, în această poezie, o explozie a cuvântului care purifică și frăgezește, un dinamism generator de impulsuri electrocutante, de tensiuni și energii transfiguratoare. Întreaga poezie al Anatol Codru, inclusiv cea de nuanță socială, are multe poezii de nuanță socială și politică, poartă marca unei metafore iradiant, dinamitarde, zic eu. Realul concret, faptele cotidiene, nu apar în materialitatea lor brută, ci sunt trecute prin retorte interioare, urcate uneori în zonele metafizicului, mai cu seamă în poezia din ultima fază, în care se face simțit sentimentul tanatic, sentimentul morții, al dispariției, spre a fi încărcate cu mister transcendental, cu electricitatea iluziei. Poeziei lui Codru nu fac parte din categoria celor cu efect imediat, însă. Și aici a avut de suferit însuși
poetul. Pentru că poezia lui nu este de o percutantă și imediată, să zic așa, dicțiune publicistică. Așa cum au fost în epoca Renașterii Naționale, poezia altor confrați ai săi, care i-a așezat acest gen de poezie mesianică, publicistică, direct în șaua valului, zic eu, în jilțul gloriei publice. Din această cauză, poate, nici critica literară, iată-l văd aici pe domnul Burlacu, el va completa aceste lucruri, dacă sunt adevărate, cum le simte el, dacă am dreptate sau nu, nici critica literară nu întotdeauna l-a observat pe Anatol Codru în anumite contexte, sau, mai exact spus, nu l-a prezentat de fiecare dată în întreaga statură artistică. El nu a avut imaginea publică în timpul vieții lui pe care ar fi meritat să o aibă, așa cum au avut-o alți colegi ai lui de generație. Și în încheiere vreau să spun că, așa cum bine se știe în literatură, nicio generație nu poate exista fără cea dinaintea ei. În acest sens putem spune, fără teama de exagerare, că scrisul lui Anatol Codru a influențat și continuă să influențeze scrisul și modul de înțelegere a poeziei, promoțiilor ce s-au perindat după el. Le-au deschis noi perspective în evoluția spre un concret poetic modern și postmodern, dacă vreți. Și nu sunt cuvinte de serviciu. Putem oricând demonstra acest lucru, în ce mod se influențează poezia lui Anatol Codru, poezia generațiilor de după el sau promoțiilor de după el. Însuși Anatol Codru ne amintim foarte bine prietenii lui, știm că era un om foarte deschis și avea o deschidere deosebită pentru tot ce era nou și inovator în creație și în cinematografie și mai cu seamă în poezie. Deci însuși el n-a întârziat niciodată să-și potrivească ceasul poeziei sale cu cel al poeților mai tineri, care, după cum se întâmplă adesea în literatură, o ia cu două, trei metafore mai înainte. Și acum, chiar voi încheia și iarăși îmi cer îngăduința dumneavoastră, fiindcă nu voi mai apărea astăzi la acest microfon, să spun câteva cuvinte despre destinul postum al lui Anatol Codru. Avem legătură? Despre posteritatea sau începutul de posteritate. S-au scurs mai bine de 10 ani de la dispariția fizică a poetului și cineastului Anatol Codru și ne bucură faptul că în această perioadă poetul este prezent și cineastul este prezent. Deci în cultura noastră, în viața noastră culturală, publică, în literatura noastră, în cinematografie. În această perioadă, acum câțiva ani, a apărut o ediție foarte valoroasă, în două volume, îngrijită și de noi, dar în mod special de doamna Ecaterina Codru, Ecaterina Barbu, consoarta lui Anatol Codru, și pe această cale aș vrea să-i mulțumesc pentru că se îngrijește de opera postumă și încearcă să perpetueze memoria lui Anatol Codru. Și tot aici poate că este cazul să menționăm că prin eforturile deosebite ale doamnei Ecaterina Codru și așa are contribuția și Uniunea Scriitorilor la cimitirul central de pe strada Armenească, acolo unde își doarme somnul de veci poetul și cineastul Anatol Codru, a fost amenajat un adevărat, eu știu, ansamblu sculptural pe mormânt cu bustul poetului și lucrul acesta se datorează aproape în exclusivitate, cum spuneam, doamnei Codru. Aș vrea să mai menționez faptul că acum 2 ani, cred, a apărut într-o colecție frumoasă, miniaturală așa, dar foarte frumoasă și deja o colecție care este foarte îndrăgită de cititori. Deci este vorba de Primăvara Poeților,
scoasă de Uniunea Scriitorilor și de editura Arc din Chișinău, o carte, o selecție lirică din creația poetică a lui Anatol Codru. Din păcate, din grabă, nu am luat această carte să o arătăm și aici la ecran, dar este o, vă asigur că este o carte frumoasă și vreau să menționez în mod deosebit această carte semnată de prietenul și colegul lui Anatol Codru, Dumitru Olărescu, care se numește Poezia realității în formule cinematografice. Este vorba de o monografie apărută la editura Epigraf din Chișinău la finele anului trecut și care prezintă repere analitice din creația și despre creația cinematografică a lui Anatol Codru și nu doar din creația cinematografică. În general, domnul Olărescu vorbește foarte aplicat și în deplină cunoștință de cauză despre cele două limbaje, care de fapt este unul. Limbajul poetic și cinematografic în creația lui Anatol Codru, un capitol chiar așa se numește, Interferența limbajelor poetic și cinematografic, și despre mitul personal, atât în poezie, cât și în structurile filmice, filmele documentare ale lui Anatol Codru. Însuși titlu vorbește foarte mult, Poezia realității în formule cinematografice, așa cum știm, Anatol Codru a fost liric, a fost, în primul rând, poet, atât în creația lui lirică, cât și în cinematografie. Eu am scris în câteva rânduri despre Anatol Codru, în unul din eseurile mele, Mitul Anatol Codru și mitul personal, parcă așa se numește, am făcut referire și la aspectul acesta, aceste aspecte de interferență, ce vizează interferența limbajelor și în care spun că de fapt și filmele lui documentare sunt niște poeme, poeme lirice. Este foarte prețioasă această carte și pentru că ea adună și repere biobibliografice din biobibliografia lui Anatol Codru și un capitol de dedicații poetice semnate de colegii lui de Pană, de poezia lui Anatol Codru și, în mod deosebit, cadre din filmele regizorului Anatol Codru și cadre de la foruri cinematografice la care a participat Anatol Codru din timpul filmărilor. Sunt foarte frumoase și prețioase aceste cadre și vreau aici să spun un cuvânt deosebit despre domnul Anatol Tomoianu, care semnează coperta, macheta și prelucrarea acestor frumoase imagini. Felicitări domnului Olărescu și m-aș bucura dacă aș ști alături de dumneavoastră că această carte ajunge în cât mai multe instituții și în cât mai multe biblioteci, fiindcă este o apariție cu totul și cu totul deosebită. Eu vă mulțumesc și vă doresc în continuare o zi cât mai frumoasă sub semnul poeziei și creației cinematografice a inumbliabilului prieten și poet Anatol Codru. Vă mulțumim și noi foarte mult, domnule Arcadie Sucideanu, pentru acest discurs inspirat. Vă dorim o zi frumoasă, sărbători frumoase, dar noi continuăm programul nostru, deci cu un cuvânt de salut vine și președintele Uniunii Cineastelor în Republica Moldova, Virgiliu Marginalu. Vă rog. Bună ziua! Sper că m-au zis data aceasta. Da, vă ajung oșindu. Vă mulțumesc foarte mult și în primul rând aș vrea să salut toți participanții la această masă rotundă care s-a transformat într-un ecran.
celor care l-au aderat pe domnul Anatol Codru, să ne întâlnim astăzi și să putem să ne amintim de cineastul și băietul Anatol Codru. De aia vreau să-i mulțumesc personal doamnei Violeta Tipa și domnul Dumitru Lărescu pentru inițiativă și sper să fie o zi interesantă, o comunicare curioasă, să avem lucruri pe care nu le-am știut. Ceea ce aș putea remarca acum sau aș spune în primul rând este că domnul Anatol Codru a fost un om implicat în diverse domenii. Deci pe lângă literatură și cinematografie care a făcut-o cu mult drag și cu rezultate bune, să nu uităm că a activat în domeniul jurnalismului, iar cel mai interesant este a fost și un administrator. A fost singurul președinte al unui cineaștilor care a ținut 3 mandate. Ceea ce înseamnă că a reușit să adune în jurul lui o echipă strânsă, o echipă puternică și să conducă cu brio această instituție care se numește unui cineaștilor. Eu cred că vom afla multe astăzi și doresc tuturor participanților un moment important și un moment frumos, în așa fel încât, după această zi, să ne amintim cu drag și să reținem din activitățile și realizările domnului Anatol Codru. Mă bucur foarte mult că este prezentă și Ana Maria Codru, fiindcă cineastul și poetului care a mers pe urmele lui și a făcut facultate de film și sper să auzim cu drag și pe ea. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai frumoasă, în continuare. Vă mulțumim și noi, domnule Marginianu, și deci, cuvântul de salut îl are doamna Anastasia Moldovanu, directoarea Bibliotecii de Arte Tudor Arghezie, bibliotecă care promovează activ valorile culturale și patrimoniul artistic național, bibliotecă cu care noi avem mai multe manifestări în comun, în parteneriat. Vă rog, doamna Moldovanu. Da, vă mulțumesc. Bună ziua, stimați participanți la această activitate omagială și cu această ocazie, în primul rând, deoarece ne aflăm, suntem toți în rolul sărbătorilor de Paște, vă doresc să le petreceți toți în familie, cu liniște și pace. Și în acest context mă adresez cu deosebit respect membrilor familiei celui omagiat mamei și fiicei domnul Anatol Codru. Ne apreciez pentru această inițiativă frumoasă de a omagia pe minunatul om de cultură, artă, literatură, Anatol Codru. Și vă doresc pace și sănătate la toată lumea și vreau să spun un mulțumesc mare salutul și celor care au inițiat această activitate astăzi. E una foarte bucuros, e una de cunoaștere mai profundă a oamenilor de valoare și sper, mă alătur de asemenea acum antevorbitorul meu, Virgil Mătri Mărgineanu, a spus că astăzi va fi comandă foarte interesantă, sper că vom avea comunicări interesante, profunde, vieții Anatol Codru, dorim succes la toată lumea. Vă mulțumim mult, doamna Moldovanu. Deci, în cadrul mesei rotunde omagiale de astăzi, prieteni și cineastul Anatol Codru, ne-am propus nu doar să abordăm creația poetică și cinematografică, dar să lărgim puțin aria, incluzând de asemenea și o prezentare de carte și un film realizat de regizor. Deci, de aceea, pentru a ne încadra în cele două proiecte ale evenimentului, rog să vă orientați discursul pentru minute. Și, deci, începând sesiunea de comunicări, vă invităm pe doamna Ana Maria Plămădeală, domnul capitat, cu comunicarea, rezonanții, invitare, vă rog mult la cine e deschis microfonul să-l închideți, nu o să ne aude. Mulțumesc!
deschid această discuție, adică în deja propriu zis masa rotundă, fiindcă a fost numai niște cuvinte, într-adevăr, și eu mă apreciez aceste felicitări, gândindu-mă ce nu pot promovi pace când toate zilele astea eu eram șept. Va fi această masă rotundă, până am putut să aminte și de domnul Coptor, cu care totuși am fost colegă la studiul Moldova, fiind după Institutul de Cinematografie, și care vreau să zic, se deosebea de ceilalți, anume prin pasiunea lui, era un om pasionat de artă, mereu se gândea la filme, se gândea, era o persoană chiar și în acele condiții în anul 72, când la studiul Moldova film era o atmosferă foarte sumbră, având în vedere ideologizarea totală cinematografiei de către și de către Godul, care se considerau stăpâni la ei și se făceau filme numai. Domnul Codru reușea cumva să-și păstreze integru vocația lui de cineast și să facă în răschimb când se mai putea niște filme. Dar m-am gândit și la faptul, ceea ce vreau să... A fost primul meu articol care l-am scris despre filmul documentar în 1975. Primul meu articol după absolvirea cinematografiei Institutului de Cinematografie din Moscova. Și atunci am vorbit despre fenomenul filmului documentar moldovenesc și sigur că domnul Codru era unul dintre cei trei personaje protagoniști care, despre care am vorbit. Deci Ioviță, Gheorghe Vodă și Anatol Codru. El deși a venit un pic mai târziu decât primii doi, dar el s-a angajat la cea în acel mare eveniment care s-a întâmplat la noi, când cinematografia nu numai și de ficțiune, dar și cea de non-ficțiune era considerată, se numea, se vorbea în toată posta Uniunea Sovietică, ca o școală cinematografică de film documentar. De fapt, eu vreau să spun foarte pe scurt că ce este foarte această delimitare. Deci filmul se spune așa atunci. Studioul a fost în 52, Moldova, filmul a apărut de filme documentare, ca pe urmă să fie, să apare studioul de filme documentare și artistice. Deci documentarul era filmul mal și artistic cu celălalt. Dar eu vreau să spun din start că, de fapt, domnul Codru, împreună cu predecesorii lui geniali, cum ar fi Vertov, Laerte și au fost mai mulți regizori de toată lumea, care făceau filme din o ficțiune, el a demonstrat încă o dată deja aici, în mediul nostru, că filmul documentar, adică documentar, așa se spune, ani de zile și mi s-a întâmplat și mie, filmul din o ficțiune este și el să trebuie primul să fie artistic. Domnul Codru a făcut filme artistice, dar dânsul, el a trecut acel prim articol din 1975, vă dați seama, este interesant, anume prin faptul că asta s-a făcut nou, nu se face acum, dar era proaspăt, filmele lui despre care eu am scris apărut cu câțiva ani înainte. Pe mine care mă interesează, la modul general, mai mult filmul de ficțiune, eu nu am găsit un film în anii 70, un film care a meritat sau mai multe filme, dar filmele lui Codru rămâneau la acel nivel. Știu foarte bine că era foarte greu să se manifeste. Eu consider, el a făcut și filme care poate că nu ar face dacă ar avea posibilitatea să le facă pe alea visate. El nu le-ar realiza. Dar, pe de altă parte, cum avea o posibilitate să se scripura în anume în genul lui preferat, care se numește filmul istorico-biografic și eu m-am gândit de ce era această pasiune așa deosebită și m-am gândit, am ajuns la concluzie, știți, noi toți, adică noi am avut, noi basarabenii am avut probleme cu identitatea, fiindcă noi ne-am născut, adică generația noastră, părinții noștri s-au născut încă în Basarabia românească, dar noi ne-am născut în cadrul Uniunii Sovietice. Ceea ce se spune, am citit și mi-a plăcut foarte mult când e vorba de Transnistria în cadrul Transnistria, Transilvania în cadrul Imperiului Austro-Ungar, noi ne-am născut în cadrul Imperiului Rusesc. Și atunci această identitate rănită, așa, e foarte bine.
bine zis, n-am să dezvălui parantezele, dar Podra s-a născut nou, numai așa cum noi, el a fost în Transnistria și ai Transnistria, el, Iubiță, Madoga, ei erau cei care râneau această revenire la arborile de genealogic. Ei aveau așa o tânără și mai puternică decât aveam noi, și mai puternică de a recupera acel spațiu. De-aia aceasta și-o Iubiță avea asta și Doga, care pentru dânsul Eminescu era ceva și mai puternic și mai multe dorințe acestei recuperări a celor boluri identitare care au fost. Eu vreau să spun că am foarte, foarte multe idei. Am scris și m-am gândit, dar vreau totuși ca să nu... Știu că sunt foarte mulți vorbitori, să spun despre două fenomene ale Podro și despre două filme în mod special. Și filme care au fost făcute la o mare distanță. Deci e vorba, în primul rând, de filmul Alexandru Plămădeală, în 71, dacă nu greșesc, a fost realizat. Care și e vorba de Ion Creangă, aceste două filme, care, după părerea mea, sunt cele mai importante. Cât timp durează în timp? De alte factori. Cât în timp durează? Care și filmul a avut așa Plămădeală și Creangă. 9 minute? Tot acele filme, mai ales despre Nistru. Dar pentru mine, totuși, Podru, așa, cum se spune, complex, este în aceste filme, aceste două filme. Și eu vreau să vă zic că el a demonstrat artisticul ceea ce am spus eu, prin ce? Deci, de fapt, el lucra la intervenirea filmului de ficțiune și cu filmul de non-ficțiune. Ficțiunea tot apare, dar el niciodată nu trecea acea graniță între non-ficțiune și ficțiune, deci nu era nimic organizat. Numai că el știa să folosească și niște modalități din filmul de ficțiune care foarte bine se integrau. Nu o făcea numai el, o făcea, v-am spus și Jimmy, Berkov și Flaherty, toți făceau acest lucru, depinde cum faci. Și atunci el era, în acest film, Alexandru Plămădeală, există ceea ce se considera, dacă poate să fie numai într-o film de ficțiune, există o atmosferă nemaipomenită și multe, așa, subtexte sunt redate prin atmosferă. Este o atmosferă copleșătoare, țin minte, atunci eram și mult mai tânără și foarte sensibilă. Pe mine pur și simplu m-a frapat. Eu, văzând filmul, așa numit documentar, că atunci așa se spunea, am trăit o dramă acestui Xandru Plămădeală, cu acea vocație, care, cu acel destin, cu acel talent neîmplinit. Liber că filmul de genul documentar este unul așa, când el este la același nivel și este aceeași artă și care îți dă aceste simțiri, atmosfera aceea, această, nu știu cum, și atunci apare, poate că, o idee sau... Spune acest basarabean în mod special, care întotdeauna a avut un destin dramatic, apropo, și Podul a avut un destin dramatic, a irosit foarte multă energie pe ceea ce nu trebuia să facă, având în vedere vremurile în care a trăit. Și atunci vreau să vă spun, deci, că această complexitate a filmelor de non-ficțiune, această la dânsul ei sunt aceste simbolism, despre asta s-a vorbit și o să mai vorbească, nu mai repet, când e vorba de interferența limba ajă. Tot este, eu nu știu, filmul, poezia, filmul, pictura. Noi suntem așa, ce? De unde venim? De filmul și micul. De aici noi venim. Noi aici ne naștem. Și literatura și
atunci n-am adivat. Și pe urmă, cam pe scara deja actelor profesionale. Și eu, tema ce vreau să vă spun, eu n-am auzit câte minute am, dar cred că nu mai am prea multe minute. Eu vreau să spun că mă gândesc și eu la identitatea, problema identității și am scris despre asta chiar în volumul domnului Lărescu. Eu m-am gândit că Transnistria a mai spus asta, ei au o deosebită sensibilitate, dar dacă e vorba pe acel cel mai important, cea mai preeminentă figură care era în sufletul și în conștiință lui Anatol Codru, atunci este desigur că e o întreagă și pe mine m-a impresionat nemaipomenit iarăși cum a fost și cu Alexandru Prăvădeală, când eu am văzut despre deosebire de foarte mulți alți, chiar și din cei care au scris din România, de la criticii de artă români, Codru a simțit că Ion Creangă trebuie să fie înțeles, nu prin ilavul, ci prin liricul. Și l-a înțeles prin ce? Prin amintiri din copilărie. De acolo vine Creangă și acolo se întoarce Creangă și rămâne un staticul acelei copilării fericite, care pe urmă a trecut dintr-o viață foarte, foarte nefericită. M-am gândit că poate că el este, deci ce pare că el are atât simțul umorului și este genial în acest moment. Poate că este cel mai trist scriitor român, deși triști au fost cam toți. De fapt, și Basarabeni au fost triști. Despre carte vreau să spun doar foarte puțin. Scuze-mă, Dumitru, dar nu mă încape gândul, fiindcă fenomenul este atât de interesant. Mie mi-a plăcut pe este multă structură. Nu, dar o să vorbim despre cartea 4, puteți să mai expuneți. Mai vorbim, dar eu credeam că toate sunt pentru acest lucru. Aveți ceva de spus, mai aveți la dispoziție încă vreo 4 minute, așa că v-a scubat. Da, mai bine să spun că știi că eu deja de acum aprind, eu pe urmă mă sting. Și vreau să spun și despre cartea. În primul rând este foarte important că apare o carte despre... În general, noi avem această datorie și noi trei, noi toți care ne ocupăm parte și ne să scrim despre personalitățile noastre în diferite specii de cinematografice. Și ceea ce putem face, în istoria am scris în fine. Și fiindcă există știți, între generații este o ruptură. Mie mi se pare, și nouă mi s-a spus nouă dată la toți, că ce vorbiți voi despre acea perioadă care de fapt n-a fost, exagerați, faceți niște, nu a fost chiar așa, eu nu domnesc, n-a fost atât de important, pentru că nu este adevărat. Și pe asta eu am vorbesc care nu le aduc acum. Și atunci eu mă gândesc că eu înțeleg când vin creștine la institutul, la facultățile. Eu cred că ei au de unde să se învețe și să se inspire chiar. Da, s-au schimbat foarte multe, dar oricum, zic eu, totuși, arta este ce? Despre suflet, arta este despre om, arta este despre problemele existențiale, asta rămâne. Și nu o să sper eu, că măcar asta o să rămână în lume și pe urmă lumea o să-mi dea seama peste un anumit timp după ce crede că asta totuși nu este chiar atât de important, că asta este cea mai important și atâta pentru asta și există. Și atunci eu cred că sunt niște personalități printre care și Anatol Codru, care ar putea să inspire, fiindcă el vorbea despre lucrurile cele mai esențiale. Și m-am gândit din punct de vedere, are Dumitru un capitol despre problemele majore sau cum problemele cu fata mea scris și am dat, că ea structura este foarte complexă la Lărescu, ceea ce mie mi-a plăcut, dar când e vorba de problemele majore creația și ele aceste probleme majore despre care el vorbește din toate domeniile și problemele spirituale și problemele chiar și, dar cele mai importante se află la două poluri. Există viața și există moartea. Natura este viața, război este moartea. Fericirea artistului este viața, ceea ce noi de să creeze este moartea. Deci eu zic, el este și filozof, fiecare mare artist întotdeauna trebuie și este filozof și asta nu putem să nu vorbim și despre aceasta. Eu, în general, cred și cel mai important lucru pe ce mi-a demonstrat și partea colegului meu, Dumitru Andreescu,
El înțelegeți nici de cum nu puteam să treacă pe august. El a avut o structură atât de complexă, pe ori se întorcea la niște momente. Și eu m-am gândit, măi, tu ești doar spus despre asta, el spunea la alt nivel. Fiindcă codru are multe niveluri și el, ca excedent, trebuie aceste niveluri să le treacă împreună cu cel despre care scrie. Și le-a trecut foarte interesante, multe idei. Și eu, este inepuizabil codru. De aceea, partea este structurată de flocul. Eu am făcut legătură, sigur, cu cartea mea despre Loteanu, când mi se părea că a spus totul și recepeau din nou și aveau noi și noi și noi. Aceste noi aspecte mai rămân și pentru critici din viitor. Fiindcă noi să haideți să lăsați ideile dumneavoastră. Nu mai multe nu am, așa stau la să se revine. Gata, eu pot să mă credim. Noi vă mulțumim foarte mult pentru discursul dumneavoastră, pentru viziunea dumneavoastră interesantă asupra operei lui Anatol Codru, pe care ați plasat-o la hotarele dintre ficțiune și non-ficțiune, pe care în acest moment va cuceriți cel mai mult, fiindcă vă cunoaștem că sunteți cercetați anume filmul de ficțiune. Deci, să revenim la izvoare. Cum spuneam, la început a fost cuvântul. Deci, Anatol Codru a pornit din poezie. Am vrea să știm ce gândesc, ce ne spun nou cei din domeniul literaturii. Și oferim cuvântul domnului doctor habilitat Alexandru Bolacu cu discursul Mitopoetica Pietrii. Vă rog. Vă luminoase, vreau să vă spun că am pregătit acum cu domnul Odorescu o antologie despre mitul personal, Anatol Codru, mitul personal. Volumul a apărut acum 5 ani și partea literară am făcut selecția eu, unde au intrat critici Mihai Cimboi, Mihail Dologan, Ioan Ciocan, Alcântă Sicevean, Teodor Codean, Anton Moraru, Timofei Roșca, Tatiana Butnaru, Vlad Urcioc, Ana Bantoș, Elena Țau, Victoria Fornar, Tudor Palade, Dumitru Olărescu, Lucia Țurcanu, Nicolae Bătânu, Tudor Apostol, Dumitru Olărescu, etc. Și pregătisem și eu un material, dat fiind că eram antologator, dar dat fiind faptul că domnul Cădincean ne-a prezentat așa pauza acestui colegi care se numește Poetica lui Anatol Codru, am renunțat să-i vorb pentru că mi-am dat seama că nu am ceva nou de spus. Am mai zis la Artico și am scos acum câteva luni într-un volum proba esteticului unde am inclus Mitopoetica Pietrii. Materialul este așa mai amplu, deci am să mă limitez doar la câteva teze cu referire la mitopoetica Pietrii. Am am observat că în poetica lui Codru, sau conceptul de poeticitate pentru Anatolul Codru, se referează pe trei mari doctrine. Doctrina mimetică, doctrina expresivă și doctrina imaginativă. Sunt concepte elucidate de Matei Călinescu și am ajuns la concluzia că poetica lui Anatol Codru este o poetică
privind pe acta condamnatorie a acestor trei mari doctrine. Mai mult decât atât, rotând la studiu cu referire la neomoderniștii basarabieni, am ajuns la concluzia că Anatol Codru are sau descinde din poezia arghiziană. Vine și pendulează, de fapt, între așa, structura Codreanu, pe care a explicat-o foarte original Teodor Codreanu, într-un studiu consacrat lui Anatol Codru, deci un Bacovia întors, și o altă structură, o altuitmeniană. Eu trec peste alte lucruri și vreau să revin la sala puțin, să-l ascultăm pe Anatol Codru, poemele lui. E o rară frumusețe. Mi s-a întâmplat să ascult sau la ultima întâlnire pe care am avut-o la Institutul de Teologie, să ascult tocmai poemele care m-au impresionat și pe care vreau să vi le citesc ca să fie prezent și poezie. Să fie prezent Anatol Codru cu poezia sa. Deci, poeme de o rară frumusețe. Ce iarbă înaltă, să nu mai tăiați, să trecem cu luntea, să ajungem la mare. Ce iarbă înaltă, au fost îngropați străbunii noștri cu bărbele afară. Ce iarbă, ce iarbă, ce rai necuprins, ce freamăt, ce coase se aud mai aproape, ce rouă fierbinte, străbunii au plâns la ceasul când fostau de vii să ne îngroape. Pe cur, la cetate, ce coase în ambiția lor, suverane, căs ierbele, bărbele, dar romane. Faptul poeziei e în arta transfigurărilor inedite, în pictopoietica, în expresia lui Mihai Cempoi, în plasticizările specifice noi sensibilități a continuității neamului. Viziunea antropologică asupra universului dă un sens ontologic nou euului poetic, contopit cu elementele lumii înconjurătoare, metamorfozat atât de simplu în numeroarea asimuită lui Dumnezeu. Bate fric de la origini, cerul scapă răcole, și-o să încep și eu a ninge peste toți străbunii mei. Din milenii în milenii, auzire, vedea cum vă trece sănii, sănii peste cărunteța ta, ce va fi într-una timpul și de pretutindeni eu, ce va fi atât de simplu, ce va fi atât de simplu, ca din scop Dumnezeu. S-a afirmat de numărate ori că Anatol Codru și-a creat un mic poet personal. Ideea a fost așa foarte pe larg dezvoltată de Mihail Tolgan, care pornea de la psicocritica sau de reprezentanta psicocriticii Charles Muron, văzând că de la studiu, de la metafora obținată la un mic personal. Nu mă refer la alte lucruri, vreau doar să, în legătură cu tema discutată astăzi, că avem la Anatol Codru în poezie o sinteză a artelor. Avem și pictopoezie, și muzică, și... deci, tocmai vreau să vă citesc încă un fragment sau în poezia din ultimii ani de viață, la Anatol Codru, copleșit de sentimentul bunicării de ființă, comunică pe calea fanteziei cu veșnicia cineantul. Peste fruntea mea nomadă, Doamne, poruncesc zăpadă, peste părul meu barbar, toate gropele de vă
ce peste gură, metafizică și zgură, și de-a lungul și de-a latul învădată niciodată peșnicia și neamnă. Lengăria e un mod de existență a poeziei lui Codru. Uneori poezia lui eliptică nu se lasă înțeleasă, nu e reductibilă la o schemă de idei. Ea vorbește sentimentul recorgând la magia verbului, la ritmul sacadat. Emoția se datorează fie mișcării cuvintelor care deșteaptă în conștiința noastră asociații imprevizibile, poate pe care nu le sugerează, nici nu le poate sugera textul poezii, însă poezia place, precum place și o bucată muzicală necunoscută, dar care te atrage prin forța magică a tot ce se cheamă frumos în fața lui încă o dată, niciodată. Și dacă mai am un minut, două, aș fi vrut să vorbesc despre Dumitru sau despre monografia lui Dumitru, concentrată în creația lui Anatol Codru, Dumitru Olărescu, care a avut o idee inspirată să dea o monografie, un studiu monografic despre creația sau despre sinteza atelor. Domnul Lafila, doriți să vorbiți, să vă prezentarea de carte aparte despre acest segment, despre monografie. Bun. Deci, noi vă mulțumim foarte mult pentru relații politice și aș vrea să continui pe aceeași undă ancorată în creația lui Anatol Codru. De ce, înainte de a oferi cuvântul următorului vorbitor, vreau să dau citire unui fragment din eseurile epistolare ale autorului, unul dintre cele mai reușite eseuri, deci, după părerea mea, cele mai inspirate. Auzi tu? Se făcea că eram în vinerea patinilor și eu te-am visat, arătai rupt de oboseală și fără măcar un pic de roșat sau obraz, traversând strada pe povizișilor care apasă spre trăuța din fața bisericii Sfânta Mucenică Teodora, unde ardeau de-a bufă câinii vinierii și se pristărmiseră la loc de pândă și pomană nevoiașii și cerșătorii mahalarelor vecinate. Și după ce ai printre ghei mătăhălos și greuori, ca un monah de la muntele Atos și erai ca o nărucă a nopților în orele de plene și de arătarea din vâia răsăritului, crescut mult peste umbra ta și acărnut din furcile umelelor tăi ca o răstignire peste care se arată aruncată în fel de măroasa, zugrăvită toată cu simbolurile încrustate ale Apocalipsii și ale cumpătorului după urmă al luminirii din țintirimul de înviatul. Cărțile pe care le aveai sub țioară erau numai de lepsteți de piatră și numai din butuci de copaci doborâți și glăsuiți cu plumbul tiparului și erau fericate și veșteșugărite cu cătărâni și alamul cu toate temuri de meșterii de peste deac și de peste departele de aur, tuirii și înțelepciunii și frumos. Și eu te-am strigat atunci și am făcut pentru tine semnul murea minte că ești impresionat de suferinții și săracii târmului care îți cereau milă și îndurarea ta cu dezlegare, dar tu nu ai auzit și nici nu ai obiat măcar puținul dorinții de a schimba careva păreri, cum obișnuia în vremurile de curioare. Ce rupeai din trupul cărților tale, cum rupea Iisus Nazareteanu, din pânile apostolilor, bravo, cestit, săturând și potolind scâncetele lumuziților încometați. Cineva chiar atunci mă trase de haină, băgându-mi în ureche, asemenea cuvinte, lasă-l, că e Mihai Cimpoi, fratele nostru. Mă rugăm, domnule academician Mihai Cimpoi,
să ne mătureci nouă setea despre cel care va dedica cu patima aceste irepetabile lucruri. Da, mulțumesc mult, salut pe toți participații la această conferință pe care Anatol Codro consultat cele două articole, de fapt două referințe. E bine că s-a la opera sa pe care le-a semnat volum antologic Poezii din Basarabia și Teodor Codreanu în volumul său de asemenea despre scriitorii basarabeni. Îmi pare rău că sunt numai atâtea, poate că mai există șernice din bibliografie, la ora aceasta, știți, sunt cam așa foarte informatică, să zicem așa. Și, dar îmi pare bine că se încearcă o înscriere a numerator Codru în generația noastră. Generația cineva zis de aur, probabil că așa este, generația 60 este, cu teoria lui Mitzurtelil, cu puțin de azi. Și în felul acesta se valorizează opera sa poetică și, bineînțeles, și opera cinematografică, în special prin acest volum menționat de domnul profesor Alexandru Bulacu, poezia realizată în formule cinematografice, o am și eu aici pe masă, mi-a îmbrat. Cred că spectatorii noștri au și văzut-o, nu știu dacă se vede imaginea, dar cred că o aveți acolo. Eu propun să vorbesc în continuare despre aceeași mitopoetică a Petrii, dar completând cele spuse de mine în studiul care a fost inclus în acest volum, fiindcă am considerat, am socotit de cuvință că vom înțelege mai bine mitul Petrei. Mitul Petrei sună un pic impropriu, fiindcă mai exact ar fi mitul Oietului Petrei. Ghiote are o formulă Oietul Pasării. E bine că putem spune poetul pasăre, nu putem spune însă poetul piatră. Aici apare așa și un sens, într-un fel așa pirotiv. De ce eu i-am zis comunicării mele poetul pietre la modul pasăre? Și am început cu o definiție această comunicare a mea, nu prea mare, este definiția pe care îl dă Roland Barthes, cunoscutul semiolog, definiția mitului. Iată ce zice Roland Barthes. Pornind de la sensul etimologic, zice că este o povestire, deci spunea și meseria de același lucru. Ce este mitul? Și aici citesc exact astăzi. Voi da pe loc un prim răspuns foarte simplu, zice semiologul francez, în acord perfect cu etimologia. Mitul este o prostie. Și aici domnul profesor a intuit acest lucru, chiar rostind câteva poezii, într-adevăr frumoase în acord. Bineînțeles, în orice rostire.
piață. El nu poate fi un obiect, un concept sau o idee. El este un mod de semnificare, o formă ce se va cristaliza prin reinvestire în funcție de limitele istorice și condițiile de folosire. Așa încât, într-un codru observat de piatră, ce apare ca o imagine din domeniul realului, dintr-un spațiu ca vizual, cel transnistrian la care el se referă concret, dar și ca fantasme, ca o proiecție de semne tainice, fanice, în termeni plăniri, din domeniul idealului, îndemnat de Dumnezeu său lăuntric să scrie o carte, una singură, și aici țin să menționez că Adrianilor aici a vorbit chiar de o carte axată pe deci o temă cu variații, cu variațiuni. O carte una singură, în sensul marmian, așa cum de altfel la Pistar și Grigore Vieru, el, desigur că a conceput această carte ca o carte de piatră, analog al cărții de piatră a lui. Și această carte de piatră, deci o vom găsi-vă de altfel și la alți poeți. Gândindu-se la ea, gândindu-se în primul rând la cum trebuie să arate și la cum trebuie scrise, cultivă în mod deliberat chiar cu o anumită tendință manieristă, barocă, ușor observabilă, o rostire ritualică investită în veche slugă cronicărească pe care el o emite sub formă de retopisezi, de unde știți domnului Pujem, în recitativ baladesc, de unde și mai multe poeme balade, sau în jocuri metalinguistice Nichita Stărescie, din locul care s-a observat, de critica noastră și în schematizări caligramatice, de acum așa spirit post-modern. Fiindcă piatra e materie de arătnică, opacă, pasivă,
impunând o luptă unui zadarnic cu informitatea și închiderea ei, inerția în propriul conținut. Ori această încercare de pătrundere în cine ce ascunde ea, e chiar încercare de pătrundere în propria ființă, în propriul sine, de unde și invocarea frecventă a lui Noica. Apare un pic forțată, dar semnificanța formulă piatra înșine, care dă și titlu, un volum, acest titlu, de altfel, a fost, așa, un pic asperiat editorul Cartea Românească, redactorul neștiind că această formulă poate fi înțeleasă și acceptată numai dacă cunoști poetica lui Cun. Îl putem înțelege mai bine pe poet, având act de bogatele conotații simbolice ale ei, și aici am consultat mai multe dicționare de simboluri, în primul rând cunoscutul dicționar al lui Chevalier Figuier Brandt, al lui Ivan Evseev, Chevalier Figuier Brandt rezervă în dicționarul lor 9 pagini de volum consacrate pietrei, din care una vizează strânsa legătură între suflet și piatră, legenda lui Prometeu, ziditorul neamului luminesc, spunându-ne că anumite pietre își vor fi păstrat mirosul de om. Deci aici e lesne să ne gândim că mănăstirea de la Curte de Arges poartă mirosul sufletului Ani și al lui Manole, sacrificat și el prin cădere, fiindcă același ghiote se referea la o variantă sârbă a decidirii unui mănăstiri și a spunea că e ceva nostru post să zidești, să-i imoleți o femeie într-un zid. Aici se trebuie să ținem cont că și Manole este cel sacrificat, el cade în fond de pe acoperișul mănăstirii. Mergând pe firul semnificant al mitului, dăm în destinii cu sens atât ca un puteri sacrale, pe aici ajungem și la sensul sacralizator al pietrei, de mediere între pământ și cer, de transcenderea contingentului. Și aici, Anton Codru, sigur că valorizează un sens bine cunoscut din alții poveți. E vorba de piatra cioplită, modelată și de pietrarii transvestiri, care păstrează însemnele lucrării spirituale a omului, simbolismul pietrelor și funcțiile lor mitico-simbolice se explică prin dubla apartenență la sfera stihiei ctoline și la cea a aerului, a cerului. Piatra e simbolul fertilității pământului, piatra șlefuită de omul care auzit de voința zilelor semnifică un act de luni, o trecere de la obscuritate la lumină. Prelund simbolismul vechi al pietrei, creștinismul a făcut din emblema bisericii, numindu-l pe Hristos piatra din capul unghiului. Voi încheia comunicarea mea cu o referință la Adrian din Rachiru, care menționează că Anatol Codru
spus că e o singură carte, am mai vorbit din lucrul acesta, ceva mai sus, precum spunem și noi, rescriind-o monomanic, spune Adrian Dinu, Răchiu. Prin viziunea originală a poetului, motivul pietrei devine cultul pietrei veritabil osuariu, dezvăluind începătura neamului. Am citat din volumul Pomeniță Poeziei din Basarabia. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vreau să închei prin a spune că e salutabilă organizarea acestei conferințe, acestui simpozion, nu știu cum i-am zis exact, și am înțeles că mai aveți în program și lansarea volumului domnul Dumitru Olărescu, da? Da, da. Da. Volumul pe care eu l-am citit cu plăcere, am și fost referent și mă bucur aici și într-o ținută grafică deosebită. Vă mulțumesc mult, sărbători fericite și să ne aplicăm mereu la asupra poeziei, la tot modul și să vizionăm. Poate că ești familie undeva acolo, ești mă. Deci, documentarele foarte, foarte necesare nouă despre marele personalități, despre clasicii noștri, despre alte aspecte ale realităților noastre. Vă mulțumim mult, domnule academician, pentru acest demers academic despre viața politică a lui Codru. Sperăm mult că veți reveni cu câteva cuvinte și la prezentarea cărții domnului Olărescu. Și acum trecem în dimensiunea cinematografică a operei lui Anatol Codru și îi oferim cuvântul domnului doctor Dumitru Olărescu, care ne-a prezentat comunicarea, filmul istorico-biografic între poezie și document. Bună ziua tuturor! Sunt bucuros că văd măcar imaginea, dacă în realitate condițiile respective din fac să le vedem mai rar. Convins de ideea că arta cinematografică oferă posibilități de orientare și exprimare profundă și complexă a fenomenelor, a problemelor de ordin existențial și spiritual, Anatol Codru vine în arta cinematografică, fiind afirmat deja ca poet, având editate și câteva cărți de poezie. În diapazonul tematic, atât al poemelor, cât și al filmelor lui Anatol Codru, devine frecventă ideea unui interes deosebit față de ființa umană, calea devenirii și afirmării acesteia ca personalitate importantă pentru societate. Această idee e la nivel de obsesie în creația lui Anatol Codru, pe care mereu l-a interesat destinele, biografiile unor personalități importante, fruntașa ai spiritualității, dar niciodată n-a uitat și de omul simplu. Astfel, în creația poetică lui Anatol Codru se evidențiază poemele lansate de-a lungul întregii sale vieți, dedicate omului și, în primul rând, acelora pe care se ține tot ce are neamul nostru mai scump, patrimoniul spiritual, conceput într-un mod aparte de poet, care afirma toate-s cuibare sfinte, de înțeles vechea și rodul veacului de acasă, stâlpii aceștia care țin din părți bolta și fruntea fraților de țară. Dimenționat că poemele consacrate stâlpilor aceștia conțin multă dăruire și profund har poetic. Dosoftei, Vasile Alexandrei, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Constantin Brâncuș, Nicolae Labeș, Grigori Vieru, Gheorghe Vodă, Nicolae Dabija, Viorel Dinescu, Eugen Doga, Maria Bieșu și mulți alții.
Dedicații deosebite oferit scriitorilor săi îndrăgiți, William Shakespeare și Ernest Hemingway. Înzestrat cu o profundă viziune poetică, dar și cu un pronunțat spirit analitic, el reușește să se impună anume în filmele dedicate unor personalități din domeniul artei și literaturii naționale. Din teoria și practică artei cinematografice și din non-ficțiune, se știe că filmul monografie, cel istorico-biografic, presupune un studiu cinematografic cu valențe cognitive, într-un stil academic. Dar și în aceste condiții, regizorul Anatol Codru reușește să-și manifeste viziunea sa profund poetică în toate componentele filmului, să se apropie de protagonistul real prin mijloace și procedee artistice. Oricât ar fi de paradoxal, dar în majoritatea cazurilor, cineastul Anatol Codru a izbutit grație poetului Anatol Codru, fiindcă și în film a venit tot prin poezie, printr-o profundă viziune metaforică. Atitudinea sa despre corelația film-poezie, regizorul și poetul Anatol Codru și-a expus-o într-un interviu TV. Documentarul, fiind materia concretă a unui fapt de viață, nu poate fi conceput în afara categoriei estetice, în afara imaginii artistice, în afara discursului poetic și al concepției figurative, care ține nu numai de conținut, dar și de forma și plastica expunerii realității. De fapt, același lucru l-aș putea rosti și despre poezie. Stilul, ritmul filmului este dictat de temperamentul și conștiința creației și activității protagonistului, dar și a particularităților epocii, ale contextului, ale perceperii evenimentelor de către protagonist. Regizorul este activ, dinamic, într-o imagine dominantă de tensiune amplificată de el însuși prin montaj, prin accente în coloana sonoră. Spre exemplu, un montaj sacadat, susținut de o partitură muzicală ritmată, aplică regizorul Codru în filmul Arhitectul Șusel, prezentând protagonistul prin servență din cronica cinematografică a timpului la edificarea mauzoleului lui Lenin, construit după proiectul lui Șusel, sau la reconstrucția orașului Chișinău după război. Un stil baladesc, cu aluzie la mitul personal, plăzmuit de Codru, utilizează la realizarea filmului Balada prietenului meu, un omagiu tulburător dedicat tânărului cineast Petre Ungureanu, trecut la cele veșnice după un grav accident. Nu mai porniți pe ca lumea frumosului. Dimensiunea baladescului ușor se sesizează în toate componentele filmului, imagine, coloană sonoră, partitură muzicală, comentariu literar. Metaforele și simbolurile plăzmuite sau surprinse de realitate și exprimate prin limbaj cinematografic vin să elucideze poetic problemele spirituale sau existențiale, profunzimea fenomenelor, universul interior al protagoniștilor soi din filmele Dimitri Cantemir, Eminescu, Ion Creangă, Vasile Alexandrei, Alexandru Plămadeal, Arhitectul Șusev și Balada prietenului meu. Acest remarcabil ciclu de filme, dedicat înaintașilor culturii noastre naționale, constituie filmografia de bază a creației cinematografice a regizorului Anatol Codru. Anume, în aceste filme, regizorul Anatol Codru practică acea abordare complexă a subiectului, plasând organic protagonistul în contextul timpului. Face ca cele mai semnificative evenimente să treacă prin destinul acestuia, urmărind repercusiunile impactului cu realitatea și elucidând propria atitudine a eroului față de problemele societății respective. Astfel se desfășoară un proces de dramatizare a realității, act dificil de obținut cu mijloacele și procedeile filmului de non-ficțiune, dar foarte eficient în plan emotiv artistic. După o anumită experiență în acest domeniu, regizorul Anatol Codru va menționa că documentarul nu reproduce copia realității, ci anticipează problema unui fapt autentic de viață, având ca sursă de afirmare, argumentare artistică a problemei abordate. A concepe documentarul sub auspiciile constatării fotografice ca și cum ai grăbi procesul descompunerii materiei într-un organism sănătos. Filmul de non-ficțiune, ca orice operă de artă, cere de la autor un suflu de viață trăit autentic, emotiv, poetic. Dacă viziunea poetică a devenit un principiu artistic al gândirii, atunci și acea abordare complexă a subiectului e trecută prin conceptul poeticului, prin atitudinea reflexivă a cineastului Anatol Codru față de obiectivele investigate, fapt ce determină o flexibilitate evidentă a pertenenței genuistice a filmelor numerizate mai sus. Atare, lucrări nu pot fi strict categorisite de filme monografii și nici istorico-biografice, fiindcă fiecare dintre ele integrează și calități estetice specifice filmului eseu, spre exemplu, sau poemului cinematografic.
Menționăm că stilul, că suflul nou pe care l-a adus aceste filme în contextul documentarului autohton se datorează totuși valenții poetice și a unei viziuni originale asupra eroului. Astfel, cineastul Anatol Codru s-a filmat de cel mai important regizor de film istoric-fotografic și de cinematografie națională, reușind să combine cu succes limbajul poetic cu cel cinematografic, recurgând la experiențe curajoase, îmbogățind filmul istoric-fotografic cu noi formule cinematografice, cu imprevizibile construcții metaforice și simbolice, cu frecvente apelări la arhetipurile ancestrale, toate împreună conferind discursului cinematografic originalitate și profunzime. Și la finalul acestor însemnări vreau să menționez că totuși opera poetică și cea cinematografică a lui Anatol Codru e încă puțin cercetată și valorificată. Sperăm că în viitoarele studii criticii de artă și literatură vor conștientiza mai profund valoarea creației lui Anatol Codru, uneia dintre cele mai originale opere poetice și cinematografice naționale. Mulțumesc de atenție! Vă mulțumim mult, doamnă Leoan. Deci, cred că dumneavoastră sunteți cel mai fidel biograf și cercetător al operei cinematografice al Anatol Codru, deci prin lucrările dumneavoastră, articole, studii și monografia care astăzi vom prezenta. Da, vă mulțumim mult. Deci, continuăm cu discursul domnului doctor Alexandru Buhanțov, filmul Portret în creația cinematografică a lui Anatol Codru. Vă rog. Da, bună ziua, dragi colegi și prieteni, am bucurat să vă văd în aceste timpuri complicate. Eu aș porni de la faptul că filmul de debut este o creație florinantă a regizorului Anatol Codru. Vreau să spun două lucruri despre această narațiune cinematografică. Anume că ea s-a înscris perfect în linia filmului poetic de noi ficțiune, un fenomen estetic deosebit de original în contextul postei cinematografiei sovietice și în numai și în același timp aș spune că un mod critic atent la detaliile semnificative din acest film am observat un lucru meritos, și anume că regizorul a surprins și a registrat pe peliculă o întreagă galerie de portrete ale țăranilor noștri participanți la această confruntare bărbătească, imagini marcate de o stare de autenticitate sui generis. Vreau să spun că iconografia orală, nu în termenul respectiv în privilegiere, din pelicula cânta, prefigurau, de fapt, specii de cinematografice preliminare în creația regizorului Anatol Codru, filmul istoric-biografic și documentarul Portret. Domnul Dumitru Olărescu a numit, s-a referit la filmele istorico-biografice. Eu doresc să vorbesc despre documentarele Portret și ele vreau să vă spun că se referă mai mult sau mai puțin, aduc în prim plan, contemporanii noștri. Iată, în acest listă am putea să includem toată viața mea despre șoferița Vera Sahane, visul vieții mele din 1980 despre prenumitul
cine e Timotei Mușneagă, de ce nu și un portret colectiv care se numește Cronica Familiei Bolgan de la 87 și a zice capul de opera lui Anatol Codru, filmul documentarul portret Eu, Nicolae Costeanu. Domnitul Colărescu s-a referit la acest film, pentru că ca expert și film terminologic, tot timpul au căutat simbolurile semnificative și s-a referit la acest deci este în acest film Eu, Nicolae Costeanu, simbolul cruce ca suferință care revine scurtii viața omului, s-a revenit în cărțile lui și hermeneutica filmului despre artă și această carte care, despre care vom vorbi azi. Eu am primit în analiza acestei pelicule din alt mod de abordare, și anume folosind instrumentele naratologice. Vreau să vă spun că abordarea naratologică, în principiu, este specifică filmului de ficțiune, dar în ultimii ani acest mod, această perspectivă este utilizată și în filmul documentar. În acest sens există o teză de doctorat a unui cercetător rus din Sankt Petersburg, Alexandru Kronin. Sigur că el face trimitere la cunoscut de naratolog german Wolf Schmidt. În minimal, deci, ținând cont de rolul său al naratorului în filmul din ordine scurte, sau putem nominaliza două tipuri. Extra diegetic comentator din al evenimentelor sau lucrurilor care se petrec în spațiul cadrului și naratorul intra diegetic care apare în dublă impostat ca participant la acțiune în calitate de actor personal, dar ocazional și ca povestitor din bot sau, să mă spune, voice order. Mi se pare că Anatol Codru a găsit o formulă extraordinară ca să recuze la comentariul urmă în acest documentar, de unde și filmul ăsta, denumirea filmului Eu, Nicolae Costeanu, și astfel, practic, protagonistul singur își dezvăluie viața calvarul vieții sale, care de drept a fost sortit în Siberie de viață. Sigur că vreau să vă spun că acest documentar are o structură politonică. Toate componentele acestei structuri audio-vizuale potențează discursul filmic. Pornind, iar de cap de la vocile din interiorul acestui film, care ele prin sine relevă nu numai, să zicem, căionează într-un fel de stilul protagonistului, dar vorbesc și despre ei. Aș spune în acest sens ceea ce vorbește Liga Estate, pe urmă, Andrei Lupan, stilul lui
specific și evident consoarta lui Nicolae Costel cu doamna Maria. Sigur că un câștig realmente prețios pentru editorul Anatol Codru a fost și faptul că tipul lui Nicolae Costenco are o factură disociacă, marcată de durere și toate nelinile prin care a fost dat speată. Și acest fapt i-a mai permis regizorul un lucru ca să utilizeze în mare strict groapa primul plan. Pe urmă este desemnalat dinamica interioară a montajului. Și nu numai acest film. Acest lucru este o constantă a creației cinematografice a lui Anatol Codru. Vreau să vă spun că chiar coloana sonoră este una incitantă, pentru că este un amalgam de muzică clasică, de plânsetul naiului, de sonuri extraordinare ale fetelor de la Tărâncuța, în sfârșit de cântecul Radu Mane Radule, interpretat la Monica Rute. Toate aceste calități, sigur că amplifică discursul acestui film. Ce aș mai spune? Pe mine m-a, cum să vă spun, m-a frapat felul de a fi al protagonistului, pentru că găsim în acest film și elemente de reportaj, când într-un film Nicolae Costel a fost reabilitat și mi s-a conferit numele de scriitor al poporului, mi s-a decernat premiul de stat și uite, festivitățile de la acest reportaj sunt iarăși foarte original prezentate. După cadrul de la o persoană, vocea scriitoarei liderii strate, în timp ce vedem și pe acest element care se conferă premiul de stat. Vă spuneam de Nicolae Costenco, găsește tot calvarul vieții, găsește cuvinte chiar de Dumnezeu, dar filmul spune voi vă uitați la un orfanat. Eu, de fapt, n-am 75 de ani, doar 90. Pentru că în Sibir, dacă acolo era un an, s-o puteau călători. Și deci eu am 90 de ani. Tot la fel este destul de amenător discursului sau cuvintele lui Andrei Lupan, care într-un fel se simte părerele de rău, că el a fost surprins.
cel mai basarabian scriitor sovietic, spune stilul neoconfundabil ăsta, Andrei Lopar. Deci eu vă spun că l-am primit acest lucru, am văzut acest film și ieri am votat șase dumneavoastră care am votat și rămâne la fel de proaspăt ca și în timpul când a fost realizat. Adică nu am lucrări, am dat codul a demonstrat în toate filmele lui că Cosetul stăpânește foarte bine în bagul cinematograf. Adică relația organică din cuvânt și imagine, dinamică din cadrul, montajul, calitatea coloanei sonore și, sigur, construcțiile dramaturgice originale, care valorifică soluțiile vizuale de factură modernă și pune în lumină capacitățile vieții. Peste, practic, meditatea de metaforii cinematografice. Și când se spun un lucru din memoria mea afectivă, nu? Primul an de lucru al meu la televiziune, când a fost prezentat la televiziunea centrală filmul Pământ reînnoit, la filmul Acolante, unde era și ca autor, sigur, Petre Apuceluc, care mai mult de vor, ca filmul să fie aprobat. Dar, uite, m-am privit și în ajuns, și în al doilea, a fost o revelație. Dar, uite, prin filmul de a... Adică acest film, acest documentar a 6 acte, era dedicat semicentenarului de funcției Uniunii Sovietice. Și ultimul ce ar dori să spun, despre la sfârșit acest discurs, că o parte din filmele documentare ale lui Anatol Codru sunt dedicate până acasă cele literaturii naționale și universale, sau spus aici Alexandrie, Eminescu, Dumă Creagă, și pentru Violetul Stuitor Zdreaz, documentarele respective astfel de prețuri. Asta de ce mai așa se face? Doar dacă Ministerul Educației ar devine niște acțiuni concrete și eficiente în acest sens. Vă mulțumesc! Ideea e bună. Vă mulțumim și noi, domnul Bocanțov, pentru analiza filmelor portret ale Vibrația lui Anatol Codru. Și, deci, sesiunea noastră de comunicări va fi încheiată cu discursul despre problemele ecologice în creația poetică și cinematografică a lui Anatol Codru. Îi iubim cântul doctorului Andrei Codru. Onorată asistență. Deci, microfonul la Sasha era deschis. Onorată asistență, stimați mei de familie Bogdan, vreau să mulțumesc organizatorilor acestei mese rotunde, acestei întâlniri la un ecran, poli-ecran, de fapt, o zi semnificativă, o zi când comemorăm o aniversare, o aniversare acelea care rămâne Anatol Codru, pentru că el rămâne dintre noi, printre noi, prin tot ce a făcut și prin tot ce, ce este. Eu am fericită ocazie să fiu dintre cei 8 selectați la cursul SUD
experiențe respective, în această lecție, dar precis semnificativ aceste cursuri, pentru prima dată, arată un codru apropie, nu vorbe, dar în fapt de cinematografia basarabeană, cinematografia de Republica Moldova, de cinematografia de peste prunt, cinematografia românească de peste prunt. Pentru prima dată la Chișinău din profesorii de Universității Alexandru Ionu Cătărăceale, pentru prima dată studenții, noi studenții care eram plecam peste prunt în 1991-92, plecam peste prunt, eram cazați acolo în plecămirile Universității, eram duși acolo în laboratoare, ne întâlneam acolo cu maestrii care era cu Laurențiu Damian, era cu capul cursului al nostru de acolo. Deci, pentru prima dată se sincroniza arta cinematografică din Republica Moldova la arta cinematografică din România. Deci, ceea ce a făcut codul a demonstrat capacitățile sale organizatorice de deschizător de drumuri. Pentru că, în esența sa, totul a fost un mare ostaș al cetății. Codru rămâne poetul tribun, poetul civic, și nu numai e poetul tribun, poetul civic. Codru rămâne cineastul poeziei, dacă vreți, nu putem noi să cunoaștem opera lui Anatol Codru în cinematografie și în poezie în mod separat. Opera lui Anatol Codru este o operă integră. El a unit literatura, literatura cu literatura cinematografică, dacă vreți. El a creat o literatură cinematografică, dacă vreți. Cântul în poemele lui Anatol Codru are sens, semnificație și simbol. El capătă alte dimensiuni, dimensiuni, o arhitectură spațială. Fiind președinte al Uniunii Cinematografilor, am organizat pe lume 95-96 de ani, s-au spus, un cenatul care se chema Aventura și care avea o misiune să iată prin sat, din acele perioade grele de disperare, să iată prin sat, să promoveze prin cânte, poezie și știință, să promoveze, să atenționeze publicul, să conștientizeze lumea la problemele de mediu. Și mă țin minte într-o zi la o ședință care au pus în Motiv, la Casa de Cultură din Motiv, mergeam cu Calăcuța, mergea și Codru cu noi, la fiecare ședință prezenta poemele, fragmente din filme, și cu noi era doctorul de știință, profesorul psiholog și ecolog, Sergiu Cuznețov. Iată, într-o discuție, Sergiu Cuznețov încerca să afle foarte sincer de la Codru cum se întâmplă că cum percepe omul în creație fenomenul relațiile, știința ecologică, pentru că știința ecologică este o știință sistemică. Și cauza efectului este legată, sunt legate consecutiv la anumite legi și ricori ale cercetării, metodologia cercetării. Dar în creația lui Codru, eu spuneam, este o adâncă viziune ecologică, dar care nu respectă aceste legi. Deci sunt spații goale care până la urmă te duc acolo unde trebuie și sugerează omului de știință, ce poezia și creația lui Codru, sugerează omului de știință ideile. Să cerează omul de știință niște soluții. Cum se întâmplă treaba asta? Pentru că, într-adevăr, poemele lui Codru, poemele lui Codru desociază omul și vede omul în partea sale. Deci,
acele fapte stau ca niște elemente de rezistență întropatice a timpului. În această ordine de idei, astăzi s-a vorbit mult de elementul pietrii, piatra ca materie naturală, dar piatra ca element de rezistență a veșniciei. Da, sigur, poetul chiar din zona pietrii, în zona castelor plene, de acolo, de la Malavata Nouă, s-a ciocnit, a frământat acea piatră. Piatra este un simbol al rezistenței, al unității. Piatra nu poate cucini omul în genunchiat, spune poetul. Piatra o poți cucini și de piatră te poți apropia numai având în verticalitate, având tăria pietrii. Spre asta ne îndeamnă poetul în te. Iarba, să vă definim și iarba înaltă. Un poem unde timpurile se numesc între ele. Un poem unde ne vorbește de fapt de istorie, de continuitate în istoriei noastre. Fie că este poeme unde este prezent popul, unde este prezentă ciocăria, unde sunt prezente, de fapt, toate ființele naturii și omul alături de ele. Ele toate sunt, fie că în creație cinematografică. De fapt, creația cinematografică a lui creația literară, poeziile, poemele lui Popu, sunt făcute din principiile montajului. Din principiile montajului cinematografic. Proiectul este sub impresia, de fapt, a psihologiei, a viziunii lui Culișov, a efectului care noi spune Culișov. Dar care e efectul psihic al lui Culișov? Efectul Culișov se ascunde în faptul că gândit lipsa de informație, omul începe să gândească asociativ, ca scrinii să dea într-o perioadă informații pe care îi dorea să o dea. Și atunci a dat-o și în poezie, și în literatură, prin limbaj cinematografic, prin limbajul mesin de montaj. De asta eu consider că Codru rămâne un mare poet tribun, un poet asociat, la care spiritul civic este dincolo, trece dincolo de chemări și lozini și dincolo de declarații, spiritul civic ne mobilizează, ne vorbește de fapt altfel decât prin declarații, el vorbește într-un limbaj implicit și cu tot riscul de a trezi reacția criticilor și specialiștilor în domeniu, pot să la seama cu un mare poet tribun al spațiului românesc, care a fost Adrian Păunescu, care și-a fost și rămâne Adrian Păunescu. Păunescu a devenit poetul tribun al stadioanelor. Codru rămâne poetul tribun al ecranului, al luminii și al umbrelor. Mesajele lui Codru rezistă din aceste considerente în timp. Eu am să acum că s-a vorbit de poezie și că vrea să trec la film, am să aduc un pasaj din poezia, din poemul lui Maial, ca să vedeți că Codru este un poet vizionar, un poet care deschide drumurile și vede în perspectivă o cânică.
săracii, acelui plan, că bărbații lui purtau, făreau o țară de stătui, un bunț de pânză, ca un cort, pe usul nostru tort în tort, din veșnicie mândru cort, ca pe un destem în gat ce-l port. Vedeți astăzi în tămașa noastră, deșmântul nostru, devine patrimoniul UNESCO. Deșmântul nostru, fie că este Ilia, fie că este tămașa, trupul bărbătesc, devine patrimoniu pe care Codru, încă atunci când scria acest poem, a prevăzut un lucru, că patrimoniul nostru este un patrimoniu multicultural și este un patrimoniu universal. Astfel, atunci când filma Călăcuța, tot despre asta voia să spună și asta a și spus-o. Trec la film, filmul unde este prezent mereu natura, unde este prezent mereu, ca și în poem, ca și în poemele lui. Filmele, astăzi se vorbea de Trânta. Trânta este un film pare sportiv, într-un fel. Dincolo de asta era tema principală, sportul lăsat în acea perioadă. Noi vedem, de fapt, locul omului, omul care a crescut, aduceți-mi aminte, planurile când țăranii merg descuți pe pământul Cuva, unde încep să se trătească flătării între ei, nu pe stadioane, nu se sportive, ci pe pământul care este asociat cu cetatea, iarăși cu veșnicia, cu bărbile noastre, dacă romane, cu cetatea Sorocii, cu o legătură, un punct din timp, care sunt mai multe punți care omulesc timpul și spațiul. Să luăm filmul Bacchus. Filmul Bacchus, un poem vinului. Însă, în filmul Bacchus este și o atenționare. Vinul nostru poate fi poluat, vinul nostru poate fi dăunător, poate fi otrăvit. Dar cel mai important este... Domnul Dumnezeu, vă rog frumos, faceți-vă martorii. În filmul Sfânt Acuzați, eu n-am vorbit de sfârșit. În filmul Sfânt Acuzați, martorii sunt mai multe mesaje, este un film de călătorie, este un film prin care nu sunt numai problemele ministrului, sunt problemele noastre ale tuturor. Eu vreau să închei comunicarea prin poemul Confesiune. Sudoarea funcții mele grea, cu tot ce s-am muncit de-a rândul, spălați-vă tămașa mea, zvâtriți-o până dați de gânduri, vă scoarte până la infinit, unde e sfânt și un temei, să vă muncească până când o să vedeți în ea idei, mai buni să fiți. Până la har, până la moarte vă atingeți, până la ultimul pătar, până o să dați de sânge. Atât, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim foarte mult, domnule, pentru discursul dumneavoastră. Am primit un mesaj de la președintele Uniunii Cineaștilor, care e nevoit să ne părăsească. Dacă doriți un cuvânt, domnul Mărgineanu, noi vă mulțumim foarte mult că ați găsit timp și energie să veniți la masa rotundă de astăzi. Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, a fost o ședință interesantă, curioasă, multe informații curioase. Chiar mă gândeam ce generație deosebită a fost generația domnului Codru. Știm că zilele acestea, sau pe
s-a născut și domnul Valeriu Gageu și domnul Ion Batamano. Știu că s-au cunoscut toți între ei și îmi dau seama cât aniversări sau câte sărbători frumoase făceau în această zi de 1 mai, toți împreună. Chiar o generație pe care noi viviem într-un fel, pentru că au creat foarte mult, au reușit să spună tot ce și-au dorit, sau, mă rog, din câte și-au dorit. Eu aș menționa, poate, dacă este interesant pentru dumneavoastră, că noi atunci când am început să estimăm anul de film pornograf, la când oamenii cineastră eram tocmai astfel pot. El a fost cel care ne-a încurajat, ne-a susținut, a deschis porțile și ușile cinematografului Chișinău, sau unde era sediul unei cineastru pe atunci, și în încăpere, poate îndepărtată de centrul Chișinăului, dar acum a pornit un festival care s-a menținut până astăzi, chiar mă gândeam exact acum 20 de ani, pentru că în 2001 am început festivalul, și domnul Codru ne-a fost alături. Cu la greu, la început, cu bani puțini, cu resurse modeste, dar ne-a fost cel care ne-a încurajat. Așa că noi vom păstra în amintire pe domnul Codru și ca un bun administrator, ca un bun organizator și sper cei care încă nu au aflat până acum de creația domnului Anatol Codru să reușească să privească filmele lui, să citească din cărțile sale și să fie la curent cu opera domnului Anatol Codru. Eu vă mulțumesc și încerc scuze pentru glămărătate, dar încă o dată vă fericit pentru ceea ce ați făcut și sărbătorul numeroase tuturor dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnul Mărgineanu, sărbători frumoase, dumneavoastră, pace și liniște în suflet. Noi continuăm evenimentul nostru și trecem la o magie, deci avem înscrise câteva persoane, dar suntem deschiși și pentru alte opinii, intervenții referitoare la creația poetului și cineastului Anatol Codru, precum și pe marginea comunicărilor prezentate în sesiune. Deci aș vrea la început să-i ofer cuvântul doamnei Lucia Țurcanu, critic literar, pe care o știm că a participat cu schițe, cu articole în volumul Mitul Personal, Anatol Codru, și vă oferim cuvântul. Bună ziua! Sper că mă auziți. Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să pot participa astăzi la această masă rotundă de omagie a poetului și cineastului Anatol Codru, un poet de care m-am apropiat mai mult în perioada în care am lucrat la această antologie, Anatol Codru, Orga de Piatră, amintea de ea domnul Arcadie Suceveanu. Este o antologie apărută la Editura Arc în 2016, în seria Primăvara Poeților. Aș vrea să o salut în mod special pe doamna Ecaterina Barbu, cu care am avut discuții foarte frumoase despre poetul Anatol Codru și care m-a ajutat să înțeleg mai bine creația. Nu voi ține o conferință despre poezia lui Anatol Codru, aș vrea să amintesc doar de o altă dimensiune a acestei poezii, despre care poate s-a scris mai puțin și pe care chiar se poate face, cred că, o cercetare. Este vorba de dimensiunea ludică a poeziilor lui Anatol Codru. În general, se scrie despre poetul grav, Anatol Codru, ori în mai multe volume ale sale descoperim și versuri, să le zic, jucăușe, versuri în care poetul vizează foarte mult pe imaginea onirică și pe ludic și prin care se apropie, de fapt, de câțiva dintre oniricii din țară. Mă gândesc de la Leonid Dimov și Emil Brumaru. Emil Brumaru îndeosebi cel din poemele din seria Numărătoare pentru puștaice și babalăci. Și aș vrea să citez două secvențe în acest sens din poezia lui Anatol Codru pentru a observa cum versurile se apropie de ceea ce numim poezie incantatorie, pentru a
cumva cum se îmbină cu abilitate imaginea de factură onirică și umorul rafinat în poezia lui Anatol Codru și totodată pentru a se observa cum este pusă în funcțiune arta combinărilor contradictorii. Cred că sunt impresionante poeme precum Peisaj marin. Am să vă citez câteva versuri. Ochii i-a prădat lumina, aerul bucșit în saci, valul l-a înghițit pe rechinul, marea fată în scoică draci, depărtarea nu se vede, țărmul e mâncat de bărb, fetele se coc pe pietre, babele în nisipuri fiert. Tocmai aceste versuri mi-au amintit de Numărătoare pentru Pușcaice și Babaluci de Emil Rumaru, iar arta combinărilor contradictorii a imaginilor ce rezultă din aceste combinări și provoacă, în primul rând, uluire, o descoperim, cred că, în poemul intitulat Cadran. Citesc pe drugi corți, la cala apăr, e tramvaiul tras de păr. La lungar, cu lăgrimioare, timpul iar trage să moară. Versurile de acest gen sună, ziceam, ca o incantație, iar peisajul, și aș vrea să menționez că Anatol Codru este un foarte bun poet peisagist, peisajul intrat aici într-o aparență lentoare, pare să fie marcat de timp, iar imaginile de sorginte onirică disimulează arecum sentimentul trecerii. Am amintit de aceste poeme ale lui Anatol Codru pentru a sublinia că poezia asta urmează, cred că să fie descoperită și cei care se vor apleca asupra versurilor sale, vor avea mai multe revelații. Și pentru că mă aflu acum la Muzeul Național de Literatură Mihai Cogălniceanu și aș vrea să vă spun că sunt alături de mine și au participat la această conferință colegii mele, doamna director Maria Șertițchi, doamna Margareta Curtescu, doamna Tamara Malanețchi, vreau să amintesc că în fondurile Muzeului de Literatură Română de la Chișinău sunt cărțile lui Anatol Codru și avem și o bogată colecție de fotografii cu Anatol Codru. Cele mai multe dintre fotografii sunt realizate de Nicolae Răileanu. Și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt câteva dintre aceste fotografii. Aș zice că am putea grupa fotografiile din fondurile muzeului în portrete, participări ale proiectului la evenimente și vizite sau excursii. Avem două portrete foarte frumoase din etape diferite ale vârstei, ale vieții poetului, un portret de tinerețe. Nu avem indicat anul, care este Anatol Codru foarte tânăr aici, și alt portret realizat de Nicolae Răileanu în 1981 al lui Anatol Codru, cred că este fotografie mai cunoscută. Apoi avem mai multe fotografii cu participări ale poetului la diferite întâlniri cu publicul sau lansări de carte. Bunoară avem aici o fotografie din 1981 cu participarea lui Anatol Codru la serata televizată consacrată Zilei Armatei. Apoi această fotografie din 1978 a lui Anatol Codru și o altă fotografie din 1975 Anatol Codru participând la întâlnirea cu iarăși o fotografie a lui Nicolae Răileanu și vă ziceam și de fotografii din timpul excursiilor sau diferitor vizite. Puteți vedea aici o fotografie foarte frumoasă a topului la cetatea Petropavlovsk, un poem, cred că este această fotografie, și o altă fotografie pe care țin neapărat să vă prezint este aceasta. Anatol Codru împreună cu Ecaterina Barbu și Cer Condrea, plimbându-se pe prospectul Nevski în Sankt Petersburg.
V-am arătat aceste fotografii, făcându-vă implicit și invitația să vizitați din Muzeul Național de Literatură Mihai Povelnicianu și să descoperiți și în fondurile noastre cărți, fotografii, pagini de manuscris ale lui Anatole Codru. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Țurcană, pentru această informație interesantă. Salutăm pe toți cei de la Muzeul Național de Literatură. Vă mulțumim pentru participare la masa noastră rotundă și vă mai așteptăm. Deci, continuăm cu magierile noastre și invităm pe doamna Anastasia Moldovanu, directorul Bibliotecii de Arte Tudor Anghese, care ne va veni cu niște informații de la bibliotecă. Vă rog, doamna Moldovanu. Deschideți microfonul, că nu vă auzim. Da, ce scuze, da, mulțumim, doamna Violeta Pipa. Vreau să zic că ce-aș trebui să spune. Noi, bibliotecile, avem un mare rol în promovarea valorilor umane și culturale. Când spun valori umane, am în vedere scriitorii. La această masă rotundă am ascultat comunicări foarte interesante, chiar am ascultat cu mult interes și vreau să mă laud și eu puțin, cum doamna Lucia Țurcanu, că am venit și eu, am în spate echipa mea de bibliotecari, și sunt sigură că nu numai din filiala noastră, care ascultăm și ne învățăm și noi și ascultăm multe informații despre cel care a fost Anatol Codru. Vreau să spun că în seriile de bibliotecă numele acestui mare om a fost pomenit nu odată. În primul rând am organizat întâlnire atât cu familia lui, cu mama, cu soția dumneavoastră, cu fica lui dumneavoastră. Asta a fost ceva ani mai în urmă, atunci când a plecat dintre noi Anatol Codru. Desigur, în cadrul activităților pe care noi le organizăm, de asemenea, cunoscutul nostru și protagonistul activității de artă, domnul Dumitru Lărescu, cine astăzi nu odată a vorbit în fața tinerilor, a elevilor, despre realizările sale filmice și de, în special și despre Anatol Codru. Anatol Codru a fost poet, eseist, traducător, dar și, iată, acum pentru noi bibliotecile este un element mai important ca să-l aflăm, să ne aprofundăm cunoștințele noastre, anume opera Ignația a maestrului în calitate de regizor. Cum privirea la opera Ignația lor Anatol Codru, în critica literară se menționează în felul următor. A fost contemporan cu Nichita Stănescu. Academicianul Eugen Simeon numește perioada în care a activat protagonismul generația de aur, cum a menționat și academicianul Haicin Spoie, anii 60, o generație de aur, Lavișean, Vieniană. Anatol Codru a fost și rămâne pentru totdeauna cel mai mare poet transnistrean din secolul 20-lea. Creația domniei sale constituind un adevăr, în adevăr, o pagină nouă, nu numai în contextul literelor noastre, dar și în cel al artei poetice paneuropene, moderne, perene. Vă mulțumesc celor care ați participat cu comunicări aprofundate despre creația la Anatol Codru și încheie că el, dacă ar fi fost acum, probabil că s-ar fi adresat nouă în felul următor. N-am venit să fiu un pom, am venit să vă fiu om, să vă dau din lucrul meu parte de la Dumnezeu. Și iată una din cărțile care este prezentă pe rafturile bibliotecii. Vreau să spun că nu avem chiar multe din aceste cărți, avem antologia lui de poezii și mai avem ceva despre viața sa, creație literară. Dar suntem foarte bucuroși noi, bibliotecarii, că avem ocazia să asistăm la o
lansare nouă de carte, și anume subiectul dat, cartea apărută de, cartea scrisă de Dumitru Olărescu, și pentru care personal îi mulțumesc pentru această lansare și o așteptăm această carte și în biblioteci, fiindcă este una dumneavoastră, poate ați citit, ați frunzărit cartea asta, dar noi încă nu am avut ocazia să o primim în biblioteci. Vă felicit încă o dată pentru această activitate frumoasă în care am făcut cunoștință și noi bibliotecari cu activitatea filmică a maestrului Ana Popoiu. Încă o dată vă urăm noi din partea Bibliotecii de Arte, care ne axăm în special pe activitățile în parteneriat cu Institutul Patrimoniul Cultural, exemplu și astăzi, și dorim ca să ne mai întâlnim în cadrul acestui format. Nu se știe cât va ține această perioadă, însă sper că și acum, comunicând, ne facem un lucru mare. Îl omagiem pe actorul Popoiu. Mulțumesc și vă revedere! Vă mulțumim mult, doamna Anastasia Moldovan, pentru cuvintele și aprecierile date misiunii noastre în autunul de astăzi. Deci, spre drept, unii care s-au înscris la omagiri, la masa noastră rotundă, deși din condițiile pandemice ale timpului, n-au riscat să vină, precum Tudor Barabi, Carmen Baran. Așteptăm, poate cineva din dumneavoastră care sunteți conectați și mai doriți să vă expuneți pe marginea activității lui Anatol Codro, dar până vă formulați gândul, stimați audiență, îmi permiteți și mie câteva cuvinte despre un aspect al creației cineastului, despre care încă nu s-a vorbit astăzi. Deci, Anatol Codru s-a afirmat nu doar în poezie și în filmul de non-ficțiune, ci și a încercat puterile și în filmul de ficțiune. Deci, în 1967 a creat filmul Care Indicare, dar îl depistăm și în calitate de scenarist la filmul de animație. Deci, am impresia că problemele contemporane l-au făcut să fugă din realitatea covidiană și să încerce să scrie pentru acest gen metaforic, cum este filmul de animație. Și primul film, debutul său, a fost cu Cocoșelul Porumbat în 1993, în regia Iubi Abrațnă. Este unul dintre ultimele filme create la studioul Moldova Film, film care reușește să participe la festivalul de film pentru copii și tineri din Moscova în 1996. Deci nu avem mărturii de autorului despre acest film, cum i s-a părut, care inițial era istoria unei mame cu mulți copii care nu putea cumpăra un cucoș, dar pe parcurs scenariul, deci ideile lansate de autor, s-au transformat într-o fabulă izopică despre problemele creației, frământările artistului, precum era și Anatol Codru. Deci, prima experiență și nou gen cinematografic va captiva, cred eu, și după aceea îi propune doamnei Ana Ieptușenko, care finalizase primul său film în calitate de regizor, misiunea în 1998, un nou concept de scenariu cu genericul, deci Vremea Copilăriei. Astfel, poetul și regizorul Anatol Codru, având suflet de poet și o dragoste aparte pentru metafora poetică, conștientizează faptul că filmul de animație este acea artă care, prin imagini stilizate, va reda mult mai exact amintirile, trăirile și visurile legate de copilărie. Anume, poetul
Dumnezeu Ana Popolu, a fost augustă a Mulimirilor, ancorează în amintirile sale, revenind la acel paradis pierdut care a trecut în alte timpuri, destul de dificile, război, foame. Deci, ce succesul filmului în ultima instanță depinde de maestrii? Reușit să pregătească toate schițele necesare, dar viața a dus corectările sale, astfel încât toate planurile frumoase au rămas la etapa intențiilor. De aceea, ideea copilării a Paradisului Pierdut va căpăta o rezolvare în filmul de non-ficțiune creangă, realizat în 1992, fiind totodată un omagiu adus marelui nostru scriitor și concomitent a celelui de multe repute care este copilăria. Vă mulțumesc pentru atenție și poate cineva mai dorește să ne spună câteva cuvinte referitor la opera, la creația a lui Anatol Codru. Poate cineva din familie ar vrea să completeze toate discursurile noastre cu niște informații, cu niște amintiri, cu, nu știu, vă rog mult. Sunt
cât de răspândit, iar dacă sunt stămatul, era care se numea Luceafără. Deci el îmi făcea cu multă dărnicire, în afară de talentul și caracterul și responsabilitatea care nu avea față pe altul de cultură. Deci azi mi-a făcut o bucurie enormă și vreau să mulțumesc la toți care au luat parte la această noastră rotundă și în găsit personalităților care și în parcursul vieții au fost aproape de viață în Anatol Codrocar, la domnul academician Mihai Cintoi și domnul profesor Dorlacu, domnul Bradeanu și mulți alții, profesor Tilaș, vreau să mulțumesc foarte mult lui președintelui municipiului scriitorul domnul Arcade Socerianu, care prin parcursul acest de la anii cu el nu este. M-a ajutat la adresările mele pe tot multe probleme care le-am avut și vreau să dispot să le rezolv. El a fost unicul care m-a ajutat. Am găsit lui Dumitru Pădărescu, care a luat parte în afară de creația împreună cu Anatol Codrolescu, scenarii împreună. Îi cunoaște foarte minuțios, sau a fost un expert și am spus tot ce a făcut Anatol. Și este important aceste creații, iar Anatol Codrou și tu. Este chiar în stilul Anatol Codrou, știi de departe, chiar am văzut cu Dumitru că dacă l-a luat și Anatol, s-a bucurat enorm de mult, pentru că este parte. Și după cum îți minuți și grafic și din toate punctele de vedere, eu ne amintesc cu el și după la orice carte, că nu era poetul care stătea pescă, stătea pescă și a lucrat în loc cu mine și cinematografia era o parte mare de timpul, dar trebuia să scrie și poezie. Însă eu spunea, sunt copiii la părinți și de ambii. Sunt ai trei, tot așa și Anatolul sunt scăjă, spunea că nu stau totodată cât multe mine, totuși mă sprac că dacă lipsă lui permanent în deplasări, în toată lumea, să vin că nu era ușor. Și el spunea, nu pot, cum poezia pentru mine este ceva de care niciodată nu aș putea să spun că aș trece la alte lucruri, tot așa și cinematografia și nu e parcursul la câteva decenii, dar mai mult de 30 de ani. A dorit că cinematografia pentru el a fost o mare, el spunea că dacă la trei cuvinte, nu la toți, dacă este mai ușor să aleasă de, mai ales tineri care, generații de tineri care veneau. Mă bucur enorm de mult de doamna Ana Maria Clonăbeală, care la tot se nea foarte mult la această persoană care vedeau un critic literar destul de obiectiv cu cinematografie. Aș mai vrea să menționez și totul ceea ce s-a vorbit astăzi spre într-adevăr că a fost lateral în moarte. El nu s-a mai atunit numai. Iar în cărță, în cărță sunt lucrări, pentru că am lucrat la aceste două volume
mă rog, știți că starea materială era așa cum era în anul 90 și mă puneam dar de cum ar fi de-a lucrurile la tot profunde pentru importante ca să rămână undeva, știu că uitam de acolo pentru că civilica de jurul nu mai presintă. Și eu am tăcut o ziua de azi, mă rog, că este așa cum este. Și atunci eu ne-am luat responsabilitatea și am făcut o colecție din toate cărțile începând de la Moța Albastră până la Moștul Mărit Caracter. Mulțumesc că mi-a scăpit în ajut de mari desăbători ca Moștul Domnului și în ajut de ziua lui în 1 mai cu o mare bucurie să plătească în ce își trăiește emisiunea care are ochii în momentul de față. Mulțumesc tare mult tuturor care și-a pus numărul la această emisiune. Poate eu nu-i tot acum, nu știu de mers într-o situație nu prea bună, nu din un plan toți de spital COVID-ul, care acum este atât de pentru toată lumea povară și o durere și nu sunt chiar în forma cuvenită, dar oricum m-ați încurajat și tot ce am auzit astăzi la un adresă reație de toate personalitățile care au participat și mă bucur foarte mult că am avut norocul să stau conștiință cu doamna din generația mai tânără, doamna Țurcanu, care chiar pentru mine a fost numărul bucurie, dar și o speranță că și generațiile tinere au găsit, pentru că Codul nu este ușor să o înțelegi. Eu nu e așa cu lucruri care rima spune, superficiale care rima spune despre tot aici, este această imaginație cu ceva filozofic, adică trebuie să ai și o pregătire specială de atâta pe mine azi m-am bucurat pentru că personalitățile care au vorbit azi au atins totul ce este prețios în opera de Codru și închipui cât de mult s-a fi plăcut sau acolo sus, cum zicem noi, că s-a bucurat enorm de mult și că s-a făcut într-adevăr până acum acel mai sărbător și ziua de naștere sâmbătă, care este întâi mai și sărbătorile luminoase la Învierii Domnului. Deci vă mulțumesc tuturor încă o dată din suflet și vă doresc foarte multă sănătate și sărbătorile luminoase. Încă o dată sănătate, mă pot să dea nevoie de ea. Vă mulțumim și noi foarte mult, doamna Caterina Codru, pentru cuvintele frumoase. Vă dorim și noi multă, multă sănătate, putere și vreau să vă asigur că există o continuitate, căci și opera Ianatol Codru, cum s-a vorbit astăzi, este cultură dimensională, are foarte multe aspecte și astăzi tinerii noștri deci continuă să cerceteze, să cerceteze aspectele, iar acum avem o nouă teză de doctor referitoare, știți, la filmul istorico-biografic, unde vor fi analizate și filmurile lui Ianatol Codru. Da, bună ziua, aș dori și eu să mă alătur. Da, vă rog, fiica domnului Codru, Ana Maria, vă rog. Bună ziua, distinsă audiență, doamnelor și domnilor. Sunt profund mișcată și sunt recunoscătoare pentru acest eveniment omagial chemat tatălui meu, Ianatol Codru. Mulțumesc în mod special pentru inițiativa acest eveniment domnului dr. Victor Ghilaș și tuturor membrilor care l-au susținut în această organizare. Fiecăruia parte vreau să-i mulțumesc pentru mărturiile vii, pentru admirația sinceră și pentru considerat
admirația sinceră față de opera poetică și cinematografică a lui Anatol Codru. Mai devreme, domnul Virgil Marginalu a spus că în prezent, practic, este un act de curaj să faci un astfel de eveniment. Mi-aș dori pentru viitor să nu fie un act de curaj, să fie un act venit firesc, din respect și recunoștință pentru toți cei care au contribuit la zidirea identității naționale, culturale și spirituale a Moldovei. Și pentru că suntem în ajunul sărbătorii sfinte de Paște, vă doresc multă, multă sănătate, să traversăm această perioadă complicată cu bine, multă lumină în suflet, în casă, cu mult drag și respect pentru toți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult, multă sănătate și să păstrați mereu mie, lumina și memoria tatălui Anatol Codru. Deci noi de acum lucrăm două ore, aproape cu șoschii, trei ore, cred că lumea de acum e obosită, dar mai avem ultimul compartiment, numai puțin semnificativ și important pentru noi, este prezentarea cărții domnului Dumitru Orescu, Poezia realității, în formule cinematografice. Deci, cartea a apărut cu sprijinul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la editura Bibica. Autorul vine cu analize ample asupra operei cinematografice ale regizorului, referindu-se în mod deosebit la problemele stringente ale realității reflectate în filmele cu abordările hermeneutice ale operei lui Anatol Codru. Monografia conține și alte compartimente, de cei care n-au văzut cartea, anagătiță, fiindcă în genere este o structură foarte complexă și celelalte compartimente întrecesc opera și viziunea asupra creației lui Anatol Codru. Deci, tabelul cronologic despre viața și opera poetului și cineastului este semnificativă cuvântul înainte semnat de academicianul Mihai Cimpoi. Sunt interesante, deci, secvențele preluate dintr-un interviu realizat în 1926 în prim plan poetul și cineastul Anatol Codru, deci interviu realizat de autorul monografiei. Deci oamenii de artă, știință și cultură despre viața cinematografică a regizorului Anatol Codru. Aici autorul a adunat cele mai semnificative opinii ale criticilor de artă, criticilor literari, scriitorilor, altor oameni de cultură, referitor la opera și creația lui Anatol Codru. Dedicații poetice semnate de Liel, Dabija și însă și autorul monografiei, deci o bibliografie, este un compartiment deosebit de semnificativ și important pentru cei care vor continua să cerceteze opera acestui cineast. Filmografia cineastului, la fel, și deci și compartimentul ce ține de imagini, secvențe de la filmări și cadre din filmele regizorului Anatol Codru. Aș vrea la început să-i ofer cuvântul autorului pentru ca să ne spună cum a lucrat asupra acestei monografii, deoarece până la această monografie, deci am avut și această lucrare în mitul personal la
Corcov în colecția Personalități Notorii și alte lucrări dedicate poetului, deci scrise împreună cu colegii de la Institutul de Filologie. Deci s-a scris mult, dar această monografie dedicată anume creații cinematografice a lui Ana Popovu, de apariția căruia ne bucurăm foarte mult și de aceea am vrea să știm care au fost problemele sau cum a fost drumul de creație, de cercetare și apariția acestei monografii. Dar vă rog, domnul Florescu. Da, vă mulțumesc. Nu mai deschideți microfonul. O secundă. Mă auziți, da? Da, mă auzi. Da. Doamna Violeta Tipa a vorbit despre structura cărții în plan general. Eu vreau să încep cu ideea că, după cum se știe, Anatol Fodor a fost o personalitate polivalentă. A făcut pictură, a făcut sculptură, poezie și film. Eu m-am oprit la ultima ipostază a artistului Anatol Codru și am încercat să elucidez în această carte calitățile artistice, civice, patriotice și alte caracteristici ale creației cinematografice specifice acestui regizor, dar mi-am dat seama până să proced la această carte că a fost și este imposibil de a vorbi despre opera audiovizuală, despre limbajul cinematografic, despre expresia cinematografică a lui Anatol Codru, evitând limbajul poetic. Este un tot unic, este nervul poetic. Poeticul este nervul filmelor lui, chiar și atunci când a fost vorba de filmele publicistice, care ar părea că poeticul, poezia, e cam departe de acest gen de film. Deci, la baza tuturor studiilor mele incluse în această carte, e interferența limbajelor, e frecventele lor cu influențe depistate în toate filmele lui Anatol Codru. Fiindcă regizorul Anatol Codru a lucrat, a muncit asupra filmelor cu aceleași mecanisme care le-a folosit, le-a utilizat și la ridicarea poemilor sale. De aceea și profunzimea poetico-metaforică, filozofia filmelor sale, care sunt mereu actuale, pline de înțelepciune și substanță emotivă, ceea ce dă viață filmelor și sunt mereu actuale. Am încercat să fac o determinare sau să stabilesc locul sau importanța creației cinematografice a lui Anatol Codru în contextul evoluției filmului autohton. Am reușit sau nu, criticii vor vorbi. Dar vreau ca pe această cale să mulțumesc în primul rând recenzenților sau nănașilor acestei cărți, academicianului Mihai Cerpoi și doctorul de habilitate Alexandru Murlacu, doctorul de habilitate Victor Ghiraș, directorul Institutului Patrimoniului Cultural și a tuturor colegilor din acest institut care m-au susținut la diverse etape. Și nu în ultimul rând, doamnei Ecaterina Codru, care mi-a pus la dispoziție din arhiva personală unele imagini cu Anatol Codru din viața de toate zilele, din timpul filmărilor, imagini care au fost incluse în această carte. Și
Nu în ultimul rând, editorul Epigraf, în frunte cu directorul Oleg Bujor, redactorului cărții Ala Rusnac și a pictorului Anatol Tomoian, care au lucrat foarte stăpâncios la ținuta acestei cărți și ținuta stilistică și tipografică a cărții. Vreau să mulțumesc celor care de acum mi-au făcut elogii cărții, sunt bucuros și vreau să ascult ce o să spună și ceilalți care au citit, au răsfoit cartea. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim mult pentru aceste paranteze deschise. Închideți, mă rog, microfonul. Vreau să vă ceamnesc că monografia Poezia Elipenței în formule cinematografice a văzut lumina tiparului la sfârșitul anului 2020 și a fost observată și apreciată de critica de specialitate, având mai multe recenzii în revista Arta, în revista Academus, în ziarul de Arta. Deci, la evenimentul de azi, își anunțase prezența și regretatul scriitor Nicolae Gavija, care a semnat recenzia la carte, fiind publicată în revista academică Academus, numărul 4 din 2020. Dacă îmi permiteți, voi da citire unor mici fragmente din această recenzie. Un moment al prieteniei. Probabil că nimeni nu l-a cunoscut pe Anatol Codru cineastă, dar și pe Anatol Codru poetul, dar și pe Anatol Codru omul, mai bine decât Dumitru Orescu, alături de care a lucrat umăr la umăr, s-a pus și mai spune azi, inima la inima, câteva decenii și. Anatol Codru, cel mai important poet pe care l-a dat Transnistria, literaturii românești, își caută poezia, regăsindu-se de sine în cinematografie, teatru, artă plastică, etc. Filmele lui Codru funcționează ca niște metafore, acestea odată cu trecerea timpului, fiind întregite cu sensul noi care le aparțin nouă spectatorilor de azi. Dumitru Orescu găsește corespondențe, legături dintre cele două vocații ale lui Anatol Codru, care se interpretează trecute una prin filtrul altuia, acordându-le autenticitate, iar de cele mai multe ori unicitate. Anatol Codru s-a regăsit pe sine în cea de-a șaptea artă, adoptând o sintaxă a sa, folosind cerneala timpului în care a trăit și a creat. Filmele lui având nu doar poezie, ci și caractere. Am putea extinde ritul personal al poetului de care vorbea criticul Mihai Bogdan, atribuindu-i cărților de poezie și asupra filmurilor create de el. Dumitru Olărescu numește acest fenomen conjugarea organică a substanței publicistice cu poeticul. Autorul studiului, atunci când face analiza filmului de lume grav Sfânt Acuzați Martori, afirmă regizorul Codru a reușit să ne prezinte românistru personificat cu drept de protagonist în destin o biografie bogată cu un trecut glorios care se interpelează cu trecutul poporului și care astăzi se află în aluminie, cerând disperat îndurarea și ajutorul nostru. Monografia Poezia Realității în formule cinematografice de Dumitru Orescu este un adevărat monument al prieteniei celor doi mari cineaști și una din puținele analize profunde a cinematografiei autohtone, care a impus prin filmele documentare o importantă școală de film despre care ar trebui să se vorbească. Unul dintre protagoniștii ei de frunte fiind poetul cineast și cineastul poet Anatol Codru. Deci am încheiat citatul. Deci aș vrea să-i ofer cuvântul academicianului Mihai Cintoi, care a făcut și cuvântul de introducere la această monografie.
Da, vă mulțumesc mult. În primul rând vreau să salut această lucrare, deci lucrarea autorului, am în vedere Dumitru Olăvescu, lucrare făcută cu lucrare de cel care a adunat textele, reperele, care a făcut și un tabel cronologic foarte detaliat și în acest sens vreau să constat și eu faptul că volumul are aspect de monografie colectivă, deci satisface absolut toate criteriile de unii monografii, fiindcă include în afară de studii și aici vreau să vă spun că a fost cuprins în egală măsură opera cinematografică și opera poetică, nu a fost discreditată niciuna din ele. Sunt studii deci consacrate și poezii și deci cinematografii, fiindcă Anatol Codru, așa cum ați remarcat și domeniile voastre, a fost un artist polivalent, a fost un artist al cuvântului, artist de excepție, un artist al ecranului, iarăși de excepție, și a mai fost și sculptor, și l-a pomenit. Eu țin minte că la intrare în blocul Facultății de Filologie a Universității de Stat, era o sculptură a lui Eminescu. Această sculptură i-a aparținut lui, nu știu, i-a dispărut, ceva s-a întâmplat cu ea, dar era sculptură făcută de el, deci ecuzată de el. Iată că și în acest domeniu el s-a manifestat. Și ce aș remarca eu, în mod deosebit, este atitudinea colegială a lui Dumitru Olărescu. Se vede aici această atitudine deosebită, această dragoste chiar față de prieten, dragoste intelectuală, această prietenie intelectuală, așa aș zice mai exact, între cei doi, aici fiind inclusă și un interviu, un dialog în care Anatol Codru zice că ea vorbește și despre poezie, că știu că țările și la moza asta. Și bineînțeles că în afară de studii, ca atare, aici și tabelul cronologic pe care eu l-am menționat, e un inventar foarte necesar al filmelor, deci asta că putem afla ce a creat el în domeniul cinematografiei, este și biografia volumelor și foarte o bibliografie a scriilor despre Anatol Codru. Adică, așa cum vă spuneam, sunt satisfăcute absolut toate cerințele unei monografii, repere critice, referințe critice, omagii care s-au menționat deja și o iconografie foarte bogată într-o așa ținută grafică deosebită, că știu că la fotografie trebuie să se lucreze, trebuie să fie curățate, să fie în mod deosebit alăturate toate petele și așa. Dar așa încheia, s-a întâmplat cu data apariției
în concluzie, eu spuneam că putem afirma în concluzie că monografia poeziei realității în formulă cinematografică va fi consultată cu un deosebit interes de cineaști, cinefili, critici de artă și de interesul studios. Încă o dată, felicitări autorului care a lucrat așa cu un deosebit profesionalism la această cauză. Vă mulțumim mult, domnule academician, pentru aprecierea dumneavoastră și îi oferim cuvântul în continuare domnului doctor habilitat Alexandru Buroacu. S-au observat exercițiile analitice redactate până la 1990 nu s-au deosebit cu rare excepții prin varietate și profunzime, prin anumite atitudini care, după moda timpului, primeau opera lui Anatol Codru prin optica tematico-ideatică, neoraficate rămânând elementele de substanță numătoare care îl impuneau valoare. Divină au fost nu doar limitele, canoanele și dogmele impuse, dar și o anumită insuficiență metodologică generală, generată de nesincronizare cu doctrinele și metodele critice și literare românești și europene. Eu am mai spus lucrul acesta, că până doar după 2000, situația s-a ameliorat parțial prin elaborarea unor studii consistente ca analiză și ca viziune asupra creației poetice a reputatului nostru poet, dar acestea reprobate raportate la semnificațiile operei lui Codru, mi se apară totuși încă puține pentru o creație atât de originală din punct de vedere al diversității tematice și profunzimii ideatice, al valenței politico-filosofice, al individualității stilistice, al modalităților de expresie, etc., etc. Menționăm că absolut toate calitățile numerizate mai sus ale operei poetice a lui Codru sunt caracteristice și creații sale cinematografice. De altfel, am observat că și la Emil Loteanu poezia comunică foarte intim cu cinematografia. Mi-a plăcut și la Anatol Codru această natură, cum se zice, Țurcanu, peisagistică, eu aș spune filmică, a poemelor lui Codru. Deci, diversul critico teoretic al filmologului și cineastului Dumitru Olaescu, care a colaborat cu Anatol Codru cât de frumos s-a filmat academicianul Nicolae Darbiza de decenii, inimă la inimă, foarte, foarte frumos, nu am știut de nu am reușit să citesc astăzi, cam greu prin revistă la noi. În calitate de scenarist, la mai multe filme, cunoscând lucrurile din interior, din interiorul laboratorului de creație, e salutabil și merită toată atenția. Vom ține cont de experiența obținută la elaborarea volumului sale editate anterior, filmul Valențele Poeticului, filmul La Răspântii de Veacuri, dramă în top cadru, Maria Cebotar între viață și filmul, film extraordinar și mă mir cum cu atâtea cu mici forțe a realizat, au
obținut un film extraordinar, e clasic, îmi pare mie, extraordinar de necesar și de foarte actual și a apărut la timp. Alta cinematografică din Republica Moldova, cu autor, zic că cel mai mult ca filmuri despre artă și așa mai departe. Cercetările profunde și bolile spirituale îi permit autorului monografiei să elucideze cele mai importante calități artistico-estetice ale operei cinematografice a cunoscutului cineast Tarantol Codru. O atenție deosebită acordă problemelor estetice, problemelor ce țin de dramaturgia și modalitățile de expresie în filmele istorico-biografice, în filmele monografii și în filmele portrete consacrate în unor personalități excepționale din istoria și cultura noastră. Dimitrie Cantemir, Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Costencu, Alexandru Prămădeală, Șurse și așa mai departe. Aflăm că acesta este genul preferat al regizorului, gen care nu prea permite abatere de ordin poetic, dar în care Codru a reușit anume grație viziunii sale profund poetice, prin care nu atât demonstrează cât ne sugerează adevărul și frumosul. În mod special, filmologul Dumitru Lănescu elucidează procese caracteristici creației lui Codru, precum conceperea mitului personal, impactul sau interferența limbajului poetic cu cel cinematografic, argumentând efectul artistic al acestei. Spre exemplu, și utilizat cu succes în poemele sale, prin juxtapuneri imprevizibile de cuvinte, imagini, obține noi sensuri, determinându-se astfel și incompatibile particularități stilistice ale operei sale. Aceste calități estetice, comune atât filmelor dedicate artelor populare, pe Făgașul Talentului, Neam de Petrar, Biografia Cânticului, Tărâncuța și altele, cât și celelalte cutente publicistice. Sunt acuzați martorii, Letopisețul destinului nostru și altele. Sunt analizate din perspectiva contribuției acestor calități la sporirea nivelului artistic al filmelor respective. Astfel, Dumitru Lărescu ne-a demonstrat în lucrarea sa reușit structurată, foarte consistentă, în materie și elaborată într-un limbaj și sigur că opera cinematografică a cineastului Anatol Codru prezintă interes și necesită o cercetare continuă pentru a fi valorificarea acestea în interesul tinerilor cineaști și filmologi, dar și pentru cadrele didactice care ar putea utiliza cu succes aceste filme în procesul de studiu. Felicitări, domnule profesor, și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumim mult, domnule Buruacu, pentru aprecieri și câteva cuvinte referitor la monografie, la poezia care cât în formule cinematografice, vrea să ne spună și doctorul studiul artelor, Alexandru Neacanțon. Voi fi foarte succint, vreau să spun că Dumitru Lărescu a ajuns la această carte în momentul potrivit, anume prin acumulările pe care le-a făcut de lungul timpului, pentru că el chiar numai un aspect care un paragraf care are o consistență deosebită în economia lucrării spre o estetică a două drame cinematografice. Eu vreau să vorbesc și în perioada cu săptămâniță de tot, pentru că în fizică filmul, în dat regizorul Codru,
politica reconstituirilor este prezentă în filmografia lui la orice pas. Și acest procedeu este folosit ca să folosesc o maximă, nimic este măsură, adică foarte compost și cu măsură. Felicitări, domnule, la Vergu Borba Ardezeana, carte frumoasă, ce este cu ei astăzi. Felicitări! Mulțumim mult! Deci, pe tot parcursul manifestării noastre, evenimentul nostru a fost prezent și domnul Oleg Bujor, editor, directorul editurii pe cap, cum a fost editată cartea, dar cred că n-a rezistat sau a fost chemat undeva pe mult mai devin inclus în gândirea noastră. Deci cred că aici vom pune punct la prezentarea de carte. Sper că cartea va mai avea și alte aprecieri și alte recenzii în presa periodică, în reviste de specialitate. Nu ne rămâne decât să felicităm autorul cu această apariție și să-i dorim multă sănătate și noi realizări. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor care ați vorbit. Ați vorbit, îmi pare că prea frumos, e adevărat. Dar vă mulțumesc și o să țin cont de unele sugestii. Vă mulțumesc mult! Deci și ultimul element al meseriei de astăzi, așa numită mișinică de butort, ar fi proiecția filmului de noficțiune Dimitrii Cantemiră, realizat în 1971, scenariu și regia Anatol Codru, imaginea Pavel Bolot. Thank you.
85 de ani,
Să vă doresc multă, multă sănătate, să aveți sărbători frumoase, luminoase, liniște și pace în suflet și creație. Deci îl așteptăm pe domnul Ghilaș să ne spună ultimul cuvânt de încheiere a evenimentului de astăzi și poate să ne dea o mică apreciere. De fapt, a ieșit o masă rotundă destul de desfășurată, ca participanți și ca substanță. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, tuturor celor care au participat la organizarea, la desfășurarea acestui eveniment. Ei, concluzia, de fapt, care ar fi? Că opera poetică, opera cinematografică a lui Anatol Codru merită să fie studiată, merită să fie valorificată și promovată, ceea ce am încercat noi astăzi să facem în cadrul acestui eveniment. Și merită lucrul ăsta să-l facem nu numai cu ocazia unor date, unor aniversări, dar merită să o facem mai des. Adică asta ar fi o masă rotundă, ar putea fi chiar și o conferință aparte. Ne vom gândi, posibil, materialele astea ar putea servi drept niște articole care sau niște studii care am putea să le publicăm. Ne vom gândi împreună cu organizatorii și poate de valorificat editorial aceste materiale. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare și pentru că suntem în ajunul sărbătorilor de Paști, vă doresc tuturor sărbători în lumină. Vă mulțumesc mult, domnule director, și cu aceasta încheiem ședința noastră de astăzi. Multă sănătate, bucurii și Paște fericit! La revedere!